Salutare și bine ne-am găsit la cel al treilea episod al podcast cu Dichis. Ediția de astăzi are titlul unei explorări urbane în București. Trept urmare am ales probabil cea mai potrivită persoană din București pentru a face această explorare, domnul profesor Adrian Majuru, directorul din 2014 al Muzeului Municipiului București, probabil principala instituție de cultură care se ocupă cu memoria istorică a orașului. Domnule profesor, mulțumim frumos că ați acceptat invitația noastră. Mă onorează și, la rândul meu, -mă, mă bucur să fiu alături de voi. Mulțumim! Ne-am propus o temă destul de complexă, și tema se bazează pe manualul pe care l-ați publicat dumneavoastră în urmă cu câțiva ani la editura Litera, uh -huh. Manual de Explorare Urbană în București, de data asta pentru elevii de liceu. Uh, eu, din câte știu, este o lucrare fără precedent în literatura de specialitate. A fost uh, o preocupare cu prezența practică, să spun așa, în curicula școlară, uh, dar cred că numai la mediul universitar a fost un curs de istoria orașului București unde am fost și eu prezent. Mihai Redulescu a fost profesor la Universitatea București și ce mai erau o, o opțiune pentru elevii de gimnaziu, clasa a 8 -a însă, dar încă nu m-am împiedicat de ea. Adică atunci când suplineam și eram student, auzisem că există și această oportunitate dacă este la alegerea elevilor. Mulțumesc. Da pentru cel care merge astăzi pe trotuarele Bucureștiului, lucrurile ar putea să pară într-o manieră evidentă. Adică ce nevoiam să explorez un oraș prin care merg? Sau s-ar putea gândi probabil că să explorezi orașul înseamnă să te duci pe străzi pe care n-ai mai fost. În câte paliere putem să împărțim noțiunea aceasta de explorare urbană în București? Eu cred că palierele sunt date, în <coughs> primul rând, de cartierul unde locuiești, și explorezi acolo pe măsură ce crești, cartiere învecinate, unde te duci la școală, apoi la liceu, de obicei într-un în alt cartier sau în centrul orașului pentru cei mai harnici, să zicem, sau mai puțin comozi. Apoi, în funcție de ce profesie îți alegi, ai alte hărți pe care le explorezi, orașul e multiplicant așa în opțiuni. Drept urmare, este dacă vreți o discuție particularizată pe fiecare caz, și sunt milioane de bucurești, nu? Care trec prin aceste vene uh, care țin orașul în viață. L-ați denumit dumneavoastră într-un subcapitol <coughs> al cărții o hartă în mișcare sau în schimbare. Toate orașele sunt hărți în mișcare, de fapt. Vezi că se modifică. Uh, sunt modificări care iau. Uh, sau fața administrației sunt cum pas înainte, și atunci administrația vine din urmă și corrijează. Sau sunt unele uh, schimbări pe care le determină o administrație atentă la mersul lucrurilor, cum așa ar fi firesc să fie într-un oraș cosmopolit. Adică, dacă ar fi să deschid acest dosar, m-aș opri numai la infrastructură. Care atunci când te gândești să investești în privința ei, trebuie să ai ca perspectivă și următoarea generație. Nu o faci pentru nevoile de consum ale generației tale. Sau eventual cu un pas în spate și față de nevoile generației prezente. Pasul în spate deja nu mai e posibil, pentru că dacă este o întârziere majoră, cum este în cazul nostru, atunci trebuie să fii foarte determinat să aduci la necesitățile actuale un spațiu care nu e bine fluidizat din perspectiva traficului și pietonal și de oricare altfel. Uh, și atunci când faci proiecția măririi unor bulevarde sau trasarea unor noi sau legăturile cu uh, o nouă linie de metrou, trebuie să ai în perspectiva unui studiu sociologic evident și cum vor merge lucrurile cu următoarea generație care vor fi demografiile profesionale care vor alimenta acest oraș, câți vom mai fi doritor să locuim în el. Înțelegi? Lucrurile astea se fac oriunde, de la Cairo până în Buenos Aires. Da. Bucureșteanul de astăzi este cetățeanul unui megalopolis care are trăsături în comun cu oricare alt mare oraș de pe glob? M am înțeles. Bucureștiul încă nu a atins acel stadiu de megalopolis. Suntem foarte departe, nu numai în privința unui quantum demografic, a de populație sau de diversitatea profesilor sau de dinamică economică. Întinderea la proprie e foarte adevărat, dar întotdeauna a fost foarte întins și foarte complicat de, de adunat, știi, de restrâns, de oprit cumva. Au fost și bariere cândva care au încercat să oprească această creștere haotică. Însă. Acum, din punctul meu de vedere, uh, diversitatea se poate dezvolta și pe verticală, cu un spațiu mai restrâns, apropo de Megalopolis. Uh, Într-un spațiu mai restrâns, în oraș cu o demografie foarte variată și foarte mare, uh, spre de alte orașe din România, București nu are o zonă metropolitană um, ajustată legal și cu. Uh, componente care să o lege de acest oraș sunt în continuare comune și orașe în apropiere de București, dar o zonă metropolitana cum are Constanța de Pilă sau Timișoara nu avem cu o reglementare care să lege orașul mare care focalizează și determină modul de viață a celor din preajmă până la 50 km distanță dacă vrei. Bun, asta este, asta este o urgență din punctul meu de vedere. Ne găsim cumva în aceeași paradigma lui Dăm Dobrescu că avem Bucureștiul mic care nu-i dă voie Bucureștiului mare să crească. <coughs> El se refera însă la umanitate. Că și în continuare acestui citat spunea că dacă vrei să stai în București la poartă, sprijinind gard, să privești lumea cu trece, du-te la 50 de kilometri și fă lucrul ăsta. Nu mai face în centrul orașului. Înțelegi? Că asta este un comportament rural. Într-un oraș timpul se consumă un pic diferit. Bineînțeles că Um, sunt și mulți dintre semenii noștri care preferă uh, de la o vârstă nu? să aibă o viață mai puțin agitată și vor un refugiu. Refugiul fiecare și îl modelează după posibilitățile financiare pe care le-au un moment dat în viață sau la finalul ei uh, sau și după, dar nu e cazul nostru deocamdată, opțiune pe care societatea le oferă și uh, administrația le poate uh, construi într-un timp dat pentru aceia care uh, vor o astfel de retragere într-o zonă mai liniștită, mai verde dacă vrei, cu uh, acel proiect interesant de a fi uh, în centrul orașului într-o jumătate de oră oriunde te-ai afla. Știi? Este o uh, paradigmă dacă pot să folosesc cuvântul ăsta, pe care orașul european uh, le-a în considerare de, de sute de ani nu toate în același timp, evident, și-au adaptat în cele din urmă și -au viața și și-au remodelat, dacă vrei, spațiul urbanistic în veacul nostru, ce multe dintre ele pe acest concept, de utilitate pentru majoritatea dintre locuitorii celui care trăiesc în orașul respectiv. Filmăm la ora 10 dimineața pentru majoritatea care vor urmări această emisiune dezideratul enunțat de dumneavoastră de a ajunge în jumătate de oră de oriunde în centrul orașului, momentan sună utopic. Adică cine care a trecut în dimineața asta prin traficul bucureștean, probabil că se întreabă așa, cu mai mult sau mai puțin amar când o să se ajungă la o astfel de corelare a, a infrastructurii. Corelarea a fost gândită acum 30-40 de ani. Noi vorbim de sistematizare, în anii 80, dar ea a însemnat și extinderea unui bulevard, în fine, în fluidizare, gândită pentru dinamica de atunci a traficului. Și, evident, că au luat în calcul și ce ar urma în următoarea generație, dar fără căderea comunismului. Palți pe indici. Pentru că eu am mai prins mutându-mă în orașul Chitila, un drum de 30 de minute maxim între orașul Chitila și piața Victoriei cu automobilul personal, știi? Chiar 20 de minute este posibil. Acum, <coughs> dinamica ultimilor 5 ani a fost absolut neașteptat de, de surprinzătoare. Pentru că, cu siguranță, foarte mulți dintre semenii noștri au colonizat Ilfovul, cel puțin în direcția asta pe care o parcurg zilnic și acum fac 40 de minute, 45 de minute, dacă nu plec la ora 7 dimineața. Cam într-un locuitor al cartelului drumul taberii reușesc și cifre mai impresionante. Sau din Bercen făceam chiar mai mult. Exact. Da, din, zona straja Piața Reșița până în Piața Victoriei, unor și o oră. Asta acum 10 ani. Nu cred că lucrurile sunt schimbate. Nu par să fie. Nu par să fie. Drept urmare, urbanismul este absolut relevant pentru un spațiu dat. Dacă nu e în considerare artere largi, ca vasele sanguine, știi, care țin organismul ăsta în viață și-l ajută să respire, să se oxigeneze, nu mai faci blocuri de 10 etaje, fără de 4. Adică populație mai restrânsă, mai puține mașini și atunci și timpii de așteptare sunt mai restrânsi. Dacă te lăcomești, și faci pe loturi mici ceea ce știm că se construiește, neavând parcări, uh, nu mai vorbesc de servicii sociale, de la o politică, la o școală, la o, o piață volantă măcar. Unor și canalizare. Atunci viața se complică. Bun, bun, asta trebuie să intre practic, n-ai voie să construiești dacă n-ai asta. În interbelic așa erau regulile, erau antreprenori care aveau, cumpărau parcelare, probabil licitație în fine, mare la marginea orașului de atunci, o lotizau, loturi mai îngăduitoare pentru cei care vreau mai mult și mai restrânse, dar la limita reglementării legale, adică nu mici în care, ci Dumnezeu să pui acolo, știi, dar să-ți parchezi mașina, să pleci în altă parte. Bun. Uh, și apoi vindeau aceste loturi cu proiect cu tot. Personalizat, case în special, nu locuri cu apartamente. Înțelegi? Și evident că atunci când tu cumpărai lotul respectiv cu proiectul care urma să se facă, aveai serviciile deja. Canalizare, gaz, electricitate, la parte. Știi? Așa, dar din așa punctul se ăsta face. de vedere nu glorificăm interbelicul dacă spunem nu, că a fost... Dar nu, dar o chestie de bun simț. Nu, primeau autorizația de a construi de la primăria de sector sau primăria generală după caz. Este un subiect foarte interesant pe de altă parte, și dacă vreți, putem face apoi o paranteză. Dacă nu aveau aceste servicii cu asfalt, adică trotuar, adică nu. casa venea și încununa, punct cu punct, lot cu lot, un spațiu gândit și proiectat dinainte cum să arate. Până la culoare. Dar era numai elementul final, exact. un concept de infrastructură exact, generală. Exact, exact. Mă referam la uh, faptul că ar fi perioada de apogeu, pentru că, uh, așa cum vreau să și din cărțile dumneavoastră, Bucureștiul pare să aibă niște trăsături de care nu vrea să se dezică, uh, și una ar fi dezordinea administrativă, adică de la primii călători străini, bun, cu alte condiții la vremea aceea, cu posibilitatea permanentă a unei invazii, cu caracterul de. Uh, lipsă de permanență pentru orice structură administrativă, <coughs> da. dar ajunge și în perioada al Bucureștiului din belepog dumneavoastră o descrieți ca un oraș insular, o insulă de civilizație în mijlocul unor cartiere sau mahalale exact. uh, care păstrează în continuare oriental. Și avem așadar o perioadă interbelică, unde se face un efort mai susținut de a moderniza orașul, și să ne oprim momentan aici cu discuția, pentru că perioada comunistă e limpede că vine cu niște modificări cu totul aparte. Perioada comunistă, în prima ei parte, în primii 20-25 de ani, a avut o proiecție, din punctul meu de vedere, care a ținut cont de salubrizarea zonelor insalubre. Și atât. Înțelegi? Uh, apar microraioane, cum erau numite cartierele, în zone unde n-ai fi vrut să te gândești cum ai, put ai fi putut să trești, ca să spun așa, înțelegi? Uh, și uh, uh, numai în zonele de margine, cum erau cartierul Urahova de astăzi, care, bine, explodează și în anii 80, adevărat, dar atunci este începutul, sau unele zone din Moșilor, Ștefan cel Mare, mai Colentina, din Berceni, sau Giurgiului, zonele radiare care trebuiau salubrizate în primul rând prin bunătățirea inelui de trai. Și aceste lucruri au venit la pachet, Ca așa era conceptul. Domnule Cărbusie, erau ei comuniști, dar și francezii erau socialiști și comuniști un pic, Uh, după de gol, e adevărat. Asta însemna că un microraion trebuia să aibă o piață, nu volantă, cu magazine conexe pentru produse manufacturate din de alimente, o școală, o grădiniță, o policlinică sau un dispensar. Uh, ambulator, evident. Uh, Spitalul, practic, deservea câteva cartiere, cum a fost Budimexul, dăruit de poporul polonez, poporului român, în uh, anii 80 la început și care deserveau bună parte a zonei de sud a orașului. Asta ca să explicăm de ce se cheamă Maris Clodosca Curie. Da, în în inițial altfel, dar numele ăsta l-a căpătat după Revoluție. Bun. Uh, situația, bun, și de asemenea spații verzi amenajate, blocuri arefiate, nu în înghesuite. Asta era gândirea pe care o puneau în practică, cel puțin în București, administrația noului regim, care își schimbă optica cu, odată cu venea lui Nicolae Ceaușescu, nu îndată, cam după 10 ani, după ce el, prin din aprilie, își edifică conceptul de național comunism și influența coreană de după, nord-coreană, din păcate. Putea fi sud, da? Ales Corea de Nord. <laughs> um. Că se putea aduce și la SEUL. Că na, mergea și cu călătoria, și în țări nealiniate. Adică Ghinion de adresă. Asta este. Um, și, într-adevăr, dacă urmăriți documentarul oferit pe platformă, în contează care, despre această epocă și dedicată lui, și veți vedea vizita făcută la Fenian, e absolut fabuloasă ce i s-a oferit acolo, ca element de particularizare a um, unei ideologii care potențează liderul și atât, restul nu există. Totul potențează liderul. Cum vorbim noi doi, cum mergem pe stradă, cum ne îmbrăcăm, totul e numele lui. Asta și era și o el a văzut, văzut-o acolo frumos în anii 70 la mijloc, spre, știi? A doua de a în 70. Uh, cu festivități pe stradă, nu numai stadion, lor, unde mergea, uh, i-a plăcut omului. Deci, cum să face el asta în România decât treptat. Știi? Uh, poate că acest mecanism nu este perfect ce spun eu, dar văzând acolo uh, imaginea vizitei care a fost filmată și ce am trăit eu ca adolescent, am găsit foarte multe elemente, până în detaliu. Și politicul s-a transpus în urbanism. Absolut. Dreptul mare, sistematizarea a însemnat eliminarea vechiului, ca să targă din memoria colectivă, nu imediat, pe măsură ce creșteam noi, iată, acum avem 50 de ani, generația mea, a ta apropie, și pe măsură ce te îndepărtezi, în 20 de ani, cu siguranță, te acomodezi în un mod de viață în care deja, cum să spun, dacă nu mai ai cafea și ai care e problema? Plângi 5 ani, dar următorii 15, ce mai întrebe cafea? Ai bune chezolul. Știi că așa treabă în anii 80, da? Am revenit greu la cafea. Uh, iar uh, uh, învățământul s-a schimbat în sensul că nu mai existau licee teoretice, erau cele care însemna, știu și eu, o, o utilitate în imediat. Au fost păstrate liceele vocaționale care aveau cum, cum se face strungărie la un liceu de muzică sau la, la pictură sau știi bun au rămas câteva de genul dar restul liceul Zuea Consmă Miansk, aia școala centrală de azi El era care e de industrie ușoară nu voastră. mai era de filologie istorie știi făceau croitorie sau stenodactografie știi bun A, matrițarea asta n-avea cum să-i reușească din punctul meu de vedere într-o formatare culturală diferită cum e aceea poporului român pe continentul european. Orientul e altfel și Orientul apropiat diferit de continentul european ca formatare culturală, deși vechile civilizații s-au extins până aici, gândindu-ne la perși care au ajuns până în peninsula balcanică, nu? sau la Nomazi care în evul mediu s-au răspândit prin Europa și secole la rând au stăpânit jumătate din ea. Bun, lucrurile s-au așezat inversându-se. Da? Deci Europa și-a recuperat spațiul, vezi și spre sud de s-au retras Mauri în Africa de Nord, turci otomani cu peticul din Tracia ce -a mai rămas acum mai fiind de altă confesiune și pe alte șavodași culturali, deși au moștenii bizantine așadar vechi europene. Dar revenind, Nicolae Ceaușescu a încercat o formatare de civilizație pe propriul popor Copiii, clonând, practic, nu știu, ceva a durat puțin, 10 ani. Da? 79-89, știi? Dar cu efecte pregnante până Fabulos. astăzi. Fabulos, deci e foarte greu de depășit. Și un exemplu, și cu asta închei subiectul, al lucrului greu sau imposibil de depășit, a fost generația care a prins Revoluția la 40 de ani. 40-45 de ani, în fabriciuri, oriunde, știi? De la... Cei născuți în anii 40-50. Nu, cei născuți în anii 50 spre început de 60. Uh, Munșitori calificați, ingineri, subingineri, ce vreți de noastră, care nu s-au mai putut adapta în noi Și în momentul în care dispar întreprinderile și modul de viață de sub picioare cu care erau obișnuiți, nu s-a mai reprofesionalizat pentru că nici statul nu le-a asigurat. Cum era și cel puțin moral, îi iei întreprinderea și o vin la fiare vechi. Dar eu mă era niște oportunități să se reprofesionalizeze, să facă altceva cu viața lui, că are 20 de ani de vârstă activă. S-au dus în pază, vindeau ziare, s-au prăbușit în alcool. Citați, aici. dumneavoastră, cazul unui șomer care a continuat să fie navetist pe traseul de muncă pentru că altceva nu știa să facă. Continua să era să se un traseu familiar, se simțea bine făcându-l, avea amintiri frumoase, astea cele mai dureroase. Știi? Nu mai regăsești nimic în jurul tău. nici pai tăi, știi? Și măcar subiectele de discuție despre Dinamo și Steaua sau Rapid, care și-au schimbat și denumirea, știi? Nu mai sunt cluburile. Bun, revenind. Uh, cu oamenii ăștia a fost o tragedie și asta este, dacă vreți, uh, prima suferință a noului regim de după Revoluție. Adică ce faci cu acești oameni în care totuși tu ca societate ai investit, ai pregătit să facă rutinant un lucru. De la obiective foto la freză și strung. Dacă tu asta ai învățat și ai pregătit pentru viață, că vor face până la sfârșitul vieții asta, adună-i undeva ca să nu-și pierdă stima de sine. Că e foarte dureroasă. Mor înainte de vreme. Înțelegi? Ce, ce, și eu cred că, că pe anumite din... circuite se întâmplă în continuare lucrul ăsta. Uite la mineri, de pildă nu știu, la sondor, dacă mai avem o industrie petroliferă, probabil că o mai avea. De Da, am înregistrat de curând o scădere a o, o speranței de viață. Da, care din punctul meu de vedere este determinat în primul de scădere a stimei de sine, mai ai încredere în tine, mai încredere în, 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 ceea ce, în rulajul social și oportunitățile cu de așteptare s-au evaporat. N-ai un target. Pentru ce dracu mai fac un efort să mă gândesc că aș putea trăi mai bine unul 5 ani când fond ai aceleași figuri. că Vă văd că îmbătrânesc pe aceleași poziții decident. Ba, se tun la chelie, își schimbă lucrul, unul își lasă barbă, altul se rade, dar sunt la fel, neschimbați în opțiuni, în vocabular și de asemenea în minciuni. În, știi? că adică, nici ideologii. Păi, pentru ea care mă citit câteva cărți, și fac asta cer de idei și înțeleg ce ar trebui să însemne o ideologie pe plus, care să avea o aplicație practică într-o decidență, să zicem, politică și administrativă. Și când vezi că e golită de conținut, că ăia practic n-au nicio profesie în spatele lor, n-au nimic, nu știu să facă nimic. Abia dacă deschid gura, păi și ăștia decid pentru tine ce vei face la 40 de ani, la 50 de ani? Eu cred că se complică lucrurile. Cu siguranță. Orașul le poate schimba. Da? Orașul este... Forța care, care poate crea revolte, care poate oferi o direcție neașteptată unei revolte pe de altă parte, ca ei să adună lumea și interese colective foarte variate, de la profesii la o problemă a vârstei. Suntem mulți. Și um, forțele puterii și ele sunt concentrate în orașele decidente, nu toate, că doar în Alexandra sau Corabia se decide ceva, nu mă înțelegi? Uh, și atunci uh, intrăm în alte mecanisme ale discuției care ne îndepărtează de subiectul. Da, străm asta. un pic. Uh... Da, însă uh, orașul este un mijloc interesant de progres prin oamenii care trăiesc acolo prin ceea ce ei vor să schimbe. Votul este din punctul meu de vedere ca un joc cu apții pilduri când eram mai mici. Schimbam culorile, știi? mesajul prin schimbul culorilor contează ce vrei să transmiți. Adică ceea ce se întâmplă în spatele votului, trebuie să mergi acolo și să sancționezi, că ți-l anulezi. Poți să scrii acolo să spui adevărul pe buletinul ăla, să scrii, că se anulează oricum. Dar nu se risipește prin, prin redistribuire de sarcini. Deci. În ce măsură contează să ai un spirit identitar Dincolo de cel național, spirit identitar, să-i spunem comunitar, vis-a-vis -vis de comunitatea El există care oricum e dinaintea națiunii române. Moldovean, Valach, Holtean, nu numai la noi, și în Franța. Ba, Franța e plină de fărâmițări de asta identitare. Abia se înțeleg cei din. Provençalii cu normanzii. Da. Ce? Deci, bun. Da, națiunea e națiune. Da, Dar mă gândeam mai mic în uh, mentalitatea pe care și dumneavoastră și am întâlnit-o foarte des enunțată la Vintilă Mihailescu. Mentalitatea aceea de cartier, că exist, existau persoane netate în, în Rahova în anii 60-70 care n-a ajuns să răpână în Cinci Migiu. Își trăise da. întreaga viață în perimetru uh, cartierului unde se născuseră. Avea tot ce le trebuie, inclusiv fabrica unde lucrau. Știi uh, lucru uh, continuat de, de regimul comunist cu platformele industriale și cartierele care le înconjurau. Să fie aproape de serviciu, să nu pierzi timpul. știi. Bun drumul spre casă sau spre cumpărături la piață. Dar identitatea, însă, pe de-o parte, ceea ce discutăm noi acum, care are o vechime destul de mare, coboară în timp și mai este una fluidă care aparține fiecare generație și este ceva nou care vine cu fiecare generație și adaugă, ca sunt straturi geologice. Asta de deasupra sunt mai mișcătoare. Înțelegi? Dacă un decident politic nu înțelege asta, va pierde de nu se vede. Și bine, se, că se întâmplă, știi? Ce înseamnă, de fapt, zona asta fluidă? Înseamnă că oamenii nu sunt sinceri sau nu știu ce vor. Înțelegi? Sancționează în timp real. Ceea ce nu făceau tinerii acum 40 de ani. ea de 40 de ani, 30 de ani, în anii 80 nu aveau o să spun, nici apetit și în înțelegere și nici încredere că e posibil așa ceva. Pentru că nu aveau de Exact. Și nici masă critică, da? demografic vorbind. Acum, latura asta există. Deci eu văd practic o fracturare. În, în societate este acest identitar care este destul de tânăr, între 20 spre 35 de ani, maxim 40, știi? cu diferențe foarte fine în interior, aproape insesizabile, care sunt profesionale sau de gen, sau de confesiune, în fine, de lectură, dacă vrei, știi? Unii vor să ai în alții vor mă rog, ceva mai dulce, știi? Poezie. Dar interesul este comun și colectiv, de potrivă, și nu poate fi păcălit, ideologizat, mințit și trebuie să răspunzi de îndată. Nu mai stai să. Bun. Acționează cumva sub formă de instinct? Este un instinct uh, care le cere și îi obligă să aibă un orizont de așteptare apropiat, ca timp, nu foarte îndepărtat, ca să-și împlinească dorințele de a trăi într-un confort cotidian rezonabil. De ce? Pentru că, pe de-o parte, călătoresc. Lucrează o parte din viață mai restrânsă, de la o bursă universitară până la câțiva ani de lucru și, și revin. Și revin schimbați. Uh, și aduc modelul de acolo. Da? Opțiunile, uh, dorințele și până la urmă pulsiunile, da? revoltele. Uh, apoi mai există acest continent fluid care este internetul. Deci nu trebuie să pleci. Poți să lucrezi din București, din Colentina. Pentru câte capitale europene vrei. Știi? Și. Uh, bun ceea ce nu exista nici măcar um, ca viziune julvernistă în anii 80 sau anii 90. Cu siguranță, avem de-a face da? cu prima generație Pe, care are... Unde astfel? este fracturarea? Decidenții politici nu văd asta. Nu înțeleg. Retina lor e, e opacă, sunt orbii. Știi? Înțelegi? Uh, și foarte curând uh, această bandă fină de 25-35 de ani va crește în intensitate, că vin alții din urmă, și la vârful ei se va intensifica efortul și revolta pe măsură ce înaintează în vârstă cei care au fost cândva la 20 de ani și au aceste profesii fluide, dacă vrei. Mai contează locul, contează să ai stima de sine să fii respectat. Profesia ta să aibă un cadru social și legal de manifestare. Dar să nu e subjugată de interese meschine și de pile cunoștințe, relații și alte opțiuni cotidiene, știi? când te duci dincolo de un mare oraș, într-un oraș mic, acolo vezi drama. E absolut neschimbat, sunt anii 70. Nu spun aici de preistoria, înțelegi, coboară treptele primăriei, înțelegi, pe când neoliticul mai lucrează, mai face agricultură, știi? Și electronica face ceea ce poate, știi? Ca nivel de, de înțelegere a vieții și de educație, vreau să spun. Drept urmare, apropo de identitate, Um, nu sunt amestecate, sunt bine așezate și cunoscute lucrurile, dar într-un oraș mare uh, trebuie să iei în considerare faptul că um, um, nimic nu este simplu la prima vedere. Mă gândesc că pentru un ochi și mai puțin avizat ar rezulta lucrul acesta că e o, un organism complex. Bine, el simte, pentru că trăiești în interiorul lui și pe măsură ce trec ani și trăiești în interiorul lui poți să-l vezi până ți ochelari de soare. Adică nu, sau să închizi ochii și tot îl vezi, îl simți. Faci parte din acest organism. Dar spuneți, într-o altă lucrare a dumneavoastră pe care am adus-o la discuția de față, este vorba de o carte care cred că v-a consacrat cumva în mediul literar, în aspectul să de cercetare, e vorba de București Mahalalelor. Expunați în 2003 riscul calicizării orașului București, o revenire de, a, de data asta la modul general al mai vechi mahalale a calicilor din centrul orașului, un soi de ofensivă a prostului gust a lipsei de maniere asupra întregului ansamblu urban. Susțineți în continuare afirmația aceasta din punctul meu de vedere este agravantă. Dar poate că optica mea și reperele mele de reprezentare socială sunt diferite sau nu au ținut pasul cu trecerea timpului însă, într-un alt volum copilărial la români, istorie și prognoză, de la 1850 până în 2050 merg, și deci, pentru următoarea generație încerc să explic cum va urma să se întâmple lucrurile dacă nu se schimbă acum lucrurile îmi permite să fac o paranteză, da. eu am adus câteva dintre lucrările domnului profesor, că n-am avut atâta rucsac cât să car toate publicațiile dumnealui. Bineînțeles că o căutare în online poate să arate mai limpede toate titlurile care îi aparțin de-a lungul timpului. De deci ce spun că e un regres? <coughs> uh, mi se întâmplă uneori și din poziția directorului al unei instituții când organizăm un concurs de angajare. Uh, și unii ajung și în zona interviului, că vreau să-i văd. Chiar dacă au o notă mai mică, dar e de trecere și ajung în interviu. Nu ne înțelegem. Adică ei nu înțeleg despre ce le vorbesc eu, nu înțeleg subiectul, vorbesc despre altceva. Înțelegi? Aceleași cuvinte care au înțeles diferit. Nu e coincidența lingvistică care este reală, cum e în tătară pe mine, există, dar în română e ceva, în tătară e altceva, știi? Ca să mă zic că și între limba română și limba engleză sunt verbe care înseamnă altceva. Minunatul face sens. Da. Dar aici este vorba pe undeva de o dramă, pentru că vor, cum vor trăi, stau și mă gândesc. Vor trebui să ajungă să semneze acte, un credit ipotecar și cuvintele lor nu le oferă conținutul în timp real. De a înțelege cuvintele din act, din document. Este ceea ce se definește prin analfabetism al funcțional. Da? N-au asocieri de idei. A face o legătură între ceva care s-a întâmplat și ți-a adus aminte și ceea ce este în prezent și ar putea să se împlinească, că e bine sau rău. Și atunci e eu o decizie. N-au asta. Uh, nu înseamnă că n-au trăit și n-au experimentat, dar n-au adăugat. Uh, continentul fluid oferă această capcană. Adică toate răspunsurile, toate opțiunile, dar o bună parte din răspunsuri nu sunt reale. Sunt construite tocmai pentru a te forma într-o anumită direcție să fii ușor manipulat și convins să mergi către o zonă de decidență politică, să votezi, să te atașezi de un anumit tip de produs cultural de consum față de altul, e o chestiune foarte fină. În țări precum Italia, copiii în gimnaziu au un, un curs dedicat deosebirii fake news-ului de știrea reală. Pe internet sau presa care mă apare print. Și asta învață în gimnaziu. Ferească Dumnezeu să fie așa ceva la noi, ar da multă lume faliment. Uh, nu, s-a readapta. Uh, că, în fond, uh, de când omenirea a inventat limbajul, iată în câte limbi vorbim pe această planetă, nu ne-am plictisit. Deci, bucureșteanul de astăzi să spune că suferă de o criză de identitate? Uh, N-aș putea spune că el are o problemă cu asta. Uh, se regăsește sau își găsește identitatea și o construiește. De la profesie, de la școala făcută, cartelul unde uh, a crescut dacă este născut în București. Nu? Sau păstrează amintele un oraș de unde a venit cum este Clujul sau Plăiștiul, contează asta. Dar identitatea, nu uh, înseamnă că pe aia o pierzi, vii e bagajul tău mitologic din spate, la care adaugi. Asta este identitatea ta. Uh, cum spuneau romanii la vremea lor, acolo unde mi-e bine, acolo mi-e patria că era în Siria 5 ani, se ducea Maghreb 10. Trăia mai bine, nu știu, Exe poate și profesia un lui. German, că țara porcului unde crește ghinda. Nu știam asta. Bine, au multe păduri de stejar. <laughs> adică în, în, Europa, la anumite latitudine, dincolo de Dunăre, erau cândva păduri dese și de stejar. Însă... Um, nu asta este problema care se confruntă. Și nu provoacă crize din punctul de vedere genul ăsta. O națiune poate să ajungă într-o criză identitară și să se revoltă atunci când este ne se simte nedreptățită. Sau când a fost mințită, deci tot nedreptățită. Dar asta nu este valabil și în cazul unor comunități urbane. Poate fi și în cazul unor comunități urbane când administrația, prin ceea ce a implementat Uh, se dovedește a fi fost greșit. Cum un cutremur a dovedit în Turcia, de pildă. Dar de ce trebuie să ajunge acolo? Nu? Că... Din păcate, uh, problema cu tremurul este una de timp. Nu avem cum să preîntâmpinăm așa ceva, adică nu avem cum să preîntâmpinăm Pot fi manifestarea cu cataclisme legate de uh, o, o perioadă de secetă îndelungată într-un oraș mare poluat. Nu plouă, peste 40 de grade două luni de zile, că se apropie vara, asta să vezi. Mă refer chiar la București, mai văzut de orașele aflate la Fratelea sud, spre Dunăre, de la Turnu până spre Brăila. Um, nu se întâmplă nimic. Că... Aveți tot așa o sintagmă în carte de permanența noroiului. Faptul că noroiul pare să fie cumva așa o treabă de blazon. pentru. Acum, era. Și asta nu pentru că administrația a administrat eficient eliminarea lui. Și când spun asta, mă refer la perioadele de primăvară, când zăpada se transforma în noroi, și, în fine, probabil că și nu asta a sprins o spre adolescență. Acum, când iernile sunt mai mediteraneene, e praf, nu mai e noroiul ăla. Lipsește un care ingredient. Da, deci este practic o, determina, o schimbare determinată climatic, nu de o administrație eficientă. Totuși, chiar dacă a dispărut noroi, asta nu înseamnă că ajungem curați acasă. Putem să întâlnim o ploaie în București, devine o problemă și pentru cei din trafic, că toată lumea așa umbrela cu patru roți. dar o mare problemă este într-adevăr poluarea, pentru că ne diminuează posibilitatea de a trăi mai mult și șansele și ne diminuează practic uh, uh, posibilitatea de a ne păra, de a ne -a păstra imunitatea. Uh, descoperi foarte devreme binusuri în organismul tău care la un moment dat, încep să cedeze. Știi, foarte devreme. Și din acest motiv este și al alimentației. Bun, cum să hrănește omenirea atât de vastă și mai ales că sunt societăți, sunt civilizații care contemporane cu noi care nu-și permit să dea 3 euro pe ceva, eventual 50 de euro cințe, dacă nu e același. Atunci, acela are o calitate foarte proastă. E același ambalaj, dar apropo cu problemele cu care și noi ne-am confruntat, dar față de care Polonia a luat act, noi nu, de dublul standard. Nu? Al unor produse importate și care arată la fel și la Düsseldorf și la București, dar nu e același lucru. Da, asta e o treabă pe care au constatat-o mulți care au avut ocazia să guste și aici și acum paradoxal același, fiind produs. același preț. Adică la fel de scump. Ba chiar cum s-a constatat într-un scandal recent cu o anumită companie internațională, beneficiem chiar între ghilimele, bineînțeles, de niște prețuri ușor mai ridicate față da. de țările civilizate. Da. sau mă, țările civilizate. Țările din apusul Europei cu un venit net superior. Da. da. Revenind la Calici, era un cartier reglementat în evul mediu. Uh, erau pe domeniile mitropoliei și ajuta și domnia cu întreținerea acestor oameni. Unde sunt localizabili? În Localizabili planul planul? în zona uh, Căirahovei, dar e sistematizat acum. În partea de început a ei, până spre fabrica de bere Rufos. Cam de la Palatul de Justiție de astăzi, de pe Chiu Dânbăgă? Nu chiar, cam din spatele Metropoliei. Strada 11. Da, da. Și în lungul Căii Rahovei, Calea Craiovei, cum se numea în vechime, și erau în general oșteni care, în urma războaielor, au pierdut o mână sau un picior, sau um, fulgerații, adică nebunii, sau um, cei foarte, foarte săraci, orfani, în fine, lumea adunată de tot felul, care aveau un staroste, care țineau un catastif cu fiecare, că aveau și familii, da, știi? O, o, o catagrafie a locuirii, astfel încât săptămânal de la mitropolie primeau alimente de dor, pan, haine. Bun, acest cartier este disfințat de Brâncoveanu în 1698 pentru că am proprietărit câteva din familie bărești care i-au sprijinit domnia în zona respectivă și orașul crescuse între timp, e adevărat. Uh, și, practic, i răspândit pe domenii mănăstirești, pe oamenii de acolo, să-i ajute metropolia, către diverse parohii, dacă vrei, sau mănăstiri. Însă, în sensul peorativ de această dată, uh, calicizarea, în sensul de... Uh, o colectivitate care nu trăiește într-un loc, e răspândită prin oraș și prin vârste foarte variate, care nu dorește să se mai regăsească undeva, este dintr-un început um, aproape conflictuală, adică nemulțumită, nemulțumită oricum ar sta lucrurile, e mai comod așa să fii nemulțumit, știi, decât să faci ceva pentru tine nu va primi niciodată nimic, nici din partea celui care îi promite că îl va inventa, îl va transforma într-un Superman sau Fata Morgana. El va rămâne tot așa. Acolo, într-o sărăcie de plină, dacă efortul lui pentru a se schimba nu există, altul din exterior nu va veni. Dar nu -i se va spune asta. Asta spune școala, anturajul, prietenii, familia, pe măsură ce crești, alții pe care îi întâlnești, și îți spui tu cu alte cuvinte acest adevăr. Dacă rămâi în comoditatea asta și te stinge acolo, această nemulțumire te va duce către alcool, către droguri, către revolte care vor fi pedepsite clar. Chiar și aia care se folosesc de tine, acum, care nu-ți la putere, după aceea te vor închide către revolți. Deci, mecanismul este identic. Dacă te uiți în România secolului 20, a făcut-o și România Democratică, a făcut-o și Carol al II-lea, și regimul legionar, și regimul comunist. Da. Comuniștii au închis și pe ai lor. Lucrețul Pătrășcanu a fost chiar lichidat, că era mai liberal în gândire un pic. Chiar și în scriere un intelectual, nu se compara cu Deș, înțelegi? Ia să scăpăm noi de asta, știi? E o treabă de <coughs> la context. I de Sârbu, hai, lucrul mai candid, care a fost ilegalist. Scritor, oltean, drăguț, miner, știi, copil de miner. Corespundea perfect păi, idealului social. și pentru că nu a corespuns, în sensul că a refuzat să creadă, să înțeleagă și l-a spus în față, închisoare și dus la mină să lucreze muncitor necalificat, trăgea la vagoane la 40 de ani și ca să-și câștige și el un salariu. Uh, și își amintește în jurnalul, un jurnalist fără jurnal, se referă la anii 80, ultima, ultimea ani din viața lui, de fapt, el uh, amintește că una dintre piesele lui de teatru, jucată la Petroșani, că era un teatru la Petroșani, a primit ca dreptul de autor 5 rame de carne. Știi? nu Mare lucru pe vremea aia. Cum, nu găsea, era un animal mitologic. <laughs> Știi, nu. <laughs> Serios, deci stăteai. Uh, de la 3-4 dimineața să prind la prânz a doua zi un kilogram de de carne, pentru că se dădea um, doar așa, să prindă cât mai mulți. Lehamita asta care merge cumva mână-mână cu calicul la sensul peorativ, creată în comunism de faptul că regimul părea să fie inamovibil <coughs> și că altă variantă nu exista menționată de călători străini, cu mult înainte, vis-a-vis -vis de faptul că țăranul român preferă să stea în sărăcia lui Lucie fără să se pună slugă undeva, fără să muncească. Asta vorbim de o trăsătură specifică nouă dată de anumite uh, A fost condiții. dată de regimul fanariot, Când a fost mai rău decât în regimul comunist. În regimul era erau Constituție, erau drepturi civile, codul penal. Da, te integra ideologic, dar ți se niște drepturi. Uh, în regimul fanariot nu avea nimic, nici dreptul a exista de a respira. Uh, de exemplu, traversa în drumul spre Constantinopol, Moldova și Valahia un italian care urma să fie ambasador la Constantinopol, în scapă numele în clipa asta, a cărui diligență se oprește în câmp, era iarnă, februarie, pe vremea asta, știi? Uh, trece Milkov, s oprește în câmp. Păi că nu-i stație, de ce ați oprit? Păi stai că nu putem trece peste ăștia, adică peste cine? Și acum coborât să vadă ce se întâmplă. Uh, erau scoși din pământ uh, țărani mai mult morți decât vii. Din bordeie? Nu din bordeie, din pământ. Deci, uh, evident și el a fost frapat, cum suntem noi doi. Păi de deci ce sunt, au fost ăștia îngropați de vii? Pe păi simplu, se strânge capitația. Noi plătim impozit acum. Aia era tot un impozit pan, știi? De unde bani? Că erau la invazii, foame tălăcuste, în fine, boierul mai mult clacă decât te lăsa să produci ca să-i plătești, știi, statului impozitul pan pe, pe sufletul tău, că tu nu aveai proprietate, înțelegi? Și uh, venea taxidarul în zona respectivă și atunci cei care nu puteau plăti erau ajutați să îngropau de vin pământ și respirau printr-un bețigaș cu măduva scoasă. Stăteau acolo în noapte îngropați până pleca taxidarul și erau scoși de către alți. Erau acești rembo ai evaziunii fiscale. Nu știu ce să zic. Nefericiți. Știi? Deci dacă acolo s-a ajuns și finalul ea cu 18. Știi? Când băierimea de țară... Deci către din... 1800. Da. Vladimirescu era copil când se întâmpla asta. Înțelegi? Și se întâmpla și în Valahia și în Moldova. Bun, asta e clar că îți creează un sentiment al inutilității. Exact, exact. Evident că ex uh, mi-amintesc de raportul secret al unui ofițer austriac Ștefan Dietrich. Era războiul Crimeei, suntem la mijlocul secolului XIX, apropo, da? de Crimea. Și um, în timpul acela, Valahia și Moldova erau administrate de armata austriacă. Un străin la marul puterii. Păi noi suntem ocupați cu Rusia. Spune țineți valetele astea în grijă. Bun, dar nu, nu sale voastre. Bun, Dele se trimis la București, sunt întocmească un raport secret. În ce măsură populația acestei țări, Valahia, ar putea fi uh, atașată de ideea ca Valahia să devină provincia austriacă. Adică cultural e posibil. Și romanii aveau problema asta cu popoarea pe care le cucereau. Ai altă poveste, știi? Se poate adapta. Și Ștefan Dietrich l-a spus domne, nu recomand. Oricum asta, lucrurile sunt nemulțumiți, se revoltă din orice. Funcționarii deși au salarii mari, tot prin dare pe sub mână rezolv problemele, primită. Ca să lămurim înțelegi? Constantin a Mavrocordat, adică nu toți fanarioții au... Epoca fanariot a fost una dificilă. A fost, fost, fost și, foarte îndelungat. Au fost și oameni înțelegi? luminați. Evident că da. Evident că da. Îi numer pe degete, într-adevăr, însă mucarerul trebuia plătit. și ăla creștea cu fiecare domn. Asta fiind tributul pe care trebuia da. să-l plătească fiecare domnitor către sultan da. la trei ani, mi se pare și anual. anual cel mic. Cel mic, pentru că pe măsură ce Turcia tot pierdea războaie, și armata trebuia refăcută de unde bani, înțelegi? Și bine, nu astea erau singurele vilaete, mai erau prin nordul Africii, dar aici era bogăția, că era mult comerț, mai ales pe Dunăre. Uh, de urmare, sentimentul de lehamite, de inutilitate, este hrănit de un secol, de o astfel de dominație, astfel încât am găsit în presă notată asta și în memoria lui Argetoianu, uh, în perioada interbelică, când țăranii câștigau un proces împotriva arendașului sau băiului, ieșau foarte speriați din sala de judecată, gândindu-se că urmeau să fie luați la bătaie, cum erau obișnuiți. Știi? Tu nu să vi se întâmplă, nu plecați acasă, mergeți la gara de nu luați trenul, vă întoarceți acasă, câștigați procesul, vi se dă și după Cine să vă bată? Știi? Bun, se putea întâmpla și în perioada interbelică, sunt cunoscute. Erau la, la alegeri, ca în toată Europa, <gânt> <gânt> între taberele politice. Păi ce, ce, cauți acolo? Stai frumos în meseria ta, ce ești tu acolo, mă rog, ce-ți place să fii sau ce noroc ai să fii ce-ți place, să zic așa și îți vezi de treabă. Dacă ești într-o tabără politică și ești pe stradă și normal îți susții tabăra, păi te bați cu ceilalți care fac același lucru. În și vom asta era vedea, național. vom vedea curând în 2024, ceva similar din punctul meu de vedere, pentru că se cronicizează asperitățile. Așa pare. Au fost totuși o perioadă când existau tabere electorale bine cunoscute în București, celebri deiași De altă dată, cei care sau susțineau... sau sau erau mercenari, ăștia erau plătiți, nu țineau o tabără sau alta. Cine plătea mai mult, pe la... Se au jarcaleți în evul mediu, Uh, și o persoană fizică putea să angajeze un jarcalete, să aranjeze un, știu și... Mai făceau și alte comisioane. Cu doar exact, pe cele exact. Și, și aveau mahalaua în spatele bisericii Sfântul de un vechi, când Dunera nu era regularizată. Așa, dar în zona actuală, Națiunile Unite. Da, da, da. Știu că mai exista tot așa o mahala ufamată și unde se puteau găsi asemenea oameni de angajat la Tirchilești. Da, asta este spre Dichiu, cealaltă parte a orașului, spre Ștefan cel Mare, dar nu atinge șoseaua Ștefan cel Mare. Și e tot o poveste de veac 19, 18 până. Deci vorbim de periferii cu perioada acelea. Da, asta pentru că, da, nici în Europa nu se întâmpla să existe această opțiune. Societatea nu oferea uh, unor colectivități opțiuni de salvare prin școlarizare, prin profesionalizare. La noi lucrurile acestea încep să prindă contur, să se manifeste social la finalul secolului XIX. Iar Nicolae Minovici, de pildă, la începutul secolului XX, prin Societatea de Salvare, care o înființează în 1905, cu sprijin privat și privat rămâne până la 48-1948, ambulanța de astăzi, dacă vreți, bun, Uh, el creează biroul pentru asistența în muncă al cercetătorilor din București. Cu ajutorul prefecturii și al primării, evident, îi lua de pe stradă. Dacă erau din altă localitate, erau trimiși de unde au venit și îi preluau autoritatea de acolo. Iar cei care erau din București și localități limitrofe, comune suburbane, adică, uh, erau găzduiți lângă societatea Salvarea, și uh, încerca să le găsească un loc de muncă pe la negustorii de, de pe diverse, diverse zone ale orașului și, și chiar din centrul vechi, în special băieți de prăvălie, care erau minori, uh, erau trimiși la o școlarizare pe banii primăriei. Să zicem așa, treci? codul muncii ale permitea. permitea lucrul acesta. Da, da, da. Uh, și fetele la fel, că au școli de gen, nu erau amestecate. Și erau multe societăți de binefacere, în special feminine, adică soțiile politicienilor. N-ai să vezi astăzi. Bun, ce era atunci era absolut fabulos. De exemplu, Sandra tatărăscu Negroponte, de aia vă spun că n-ai să vezi astăzi. Sandra tatărăscu Negroponte, fica lui Gheorghe Tatărăscu. Doamna care a trăit până în zilele da, noastre, în și pe care am cunoscut-o 2010, mi-a mi povestit, erau anii 30, a doua decadă. Și uh, făcea liceul la Regina Maria, liceul, astăzi în locul ăla este facultatea de farmacie. Și mai făcea un liceu privat, Notre-Dame de Sion, în paralel. Bun. Și zice, eu am cunoscut țara mea și societatea ei din dublă perspectivă. Pentru că părinții mei au zis așa, bun, ești privilegiată, pentru că ești fica unui prim-ministru și fica unei mame dintr-o familie boierească, străveche, dar tu trebuie să știi și ce altă realitate a țării tale. Și mă lua maica mea povestea aia, să merg prin toate periferiile orașului cu societatea de binefacere, să găsim fete care trăiesc la limita mitologiei, adică unde n-ai vrea, știi, că până în, în, în preajma prostituției aproape, adolescente. Expresia sună frumos, da Și le luau de acolo, prin această judecată de binefacere, și le plasau că erau multe... Nu erau neapărat orfelinate, aveau alte denumire în sfârșit. Erau niște școli speciale dedicate acestor copii sărmani. Înțelegi? Și numai de ei se ocupau, școli speciale. Întreținute private, nu de către stat, de către aceste societăți uh, feminine. Internate? Aveau și internat. Uh, să înveți o profesie, uh, lucrau în diverse ateliere asociate unor negustori și banii îi primeau la final după 4-5 ani de școală și aia era zestrea lor care plecau în viață. Deci inversul un mediului universitar actual din Occident când îți acumulezi o datorie. Nu trecând. era mediul universitar, era altceva era altceva. Dar oricum te trezeai după patru și, ani da, cu da, un capital. mic capital. Și zice, m-am umplut și de păduchi. Că așa erau zonele alea, m-am dus acasă, m-am bras, m-am dat cu terebentină, mi-am pus o basma și m-am dus la școală, la liceu Regina Maria. S-a cap. Păi, că să scape de păduchi. O adolescentă. O adolescentă din alta societate. Da? Interesant de gândit cam care-i starea. Așadar, nevastă de prim-ministru și a fica o duce în Tirchilești, la DTU, să înțelegi, să-și cunoască fetele din generația ei în ce situație trăiesc și să le salveze. De aia zice, când m-au închis comuniștii fiind dușman al poporului, m-am gândit ce fel de dușman al poporului sunt eu dacă am fost acolo, m-am sacrificat așa ca mama să mă ducă să văd cum stau lucrurile pentru o bună parte din societatea românească. Deci. Probabil că din optica comunistă era un dușman al poporului, că nu stătea în tirichilești permanent. Păi da, așa a făcut cartierul primăverii. Da? E cel din Tirchilești care vrea să stea într-un palat. Izolat, ca să nu-l vadă vecinii cum și-a schimbat el viața, înțelegi? De-aia apar zone rezidențiale. Din punctul meu, poate greșesc. Dar, uh, cine te atacă, e o țară nesigură? A, ah, o zonă rezidențială pentru un etalon. Știu și eu. Uh. E vechea tare orientală că tot luxul trebuie să fie foarte bine camuflat. Că existau, de da, exemplu, nu era, în nu era cas... ascuns și izolat. Da? În Fanar, care era o cartieră la creștinilor sau un alt cartier la alte societăți otomane, puteau pătrunde și alții. Nu era ienicerul care te oprea ce cauți tu aici, n-ai voie să treci. Corect, dar atunci se camuflau printr-un aspect de sărăcie exterior. Adică acolo casele arătau destul de uh, prost. Nu, 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 era E, e, e o smerenie confesională legată de ce spune Coranul. Da, și Biblia o spune pe de altă parte. Adică. De acord. Aha. Și acum, în uh, condițiile actuale, vorbim de o, o izolare în spațiu ca să poți să îți, te desfășori fără să ai parte de critică. Ce critică, Doamne, artă-mă? Pe cine ai văzut tu? Era ironic. În spațiul de te-a criticat de cine? Că... Dacă vrei să fii decident, trebuie să rămâi expus. Asumați. Bine, nu toți sunt decidenți în de zona respectivă, dar... Este corect să duci combaterea unei persoane publice până la orice dimensiune? Nu. Are dreptul la intimitate profesională, confesională, de gen familială. Orice ființă umană. Și un câine. Da, tu să-i respecti. Dacă vrei păstrând proporțiile, Animalul de companie, aceleași reguli. Altfel, codul penal uh, se manifesta. Dar, în privința Palatului din Primăverie, este corect să iei în discuție, așa cum s-a făcut de multe ori în presa românească, așa. nu comentăm meritele sau scăderile persoanelor în cauză. Dar, de foarte multe ori, în cazul unor decidenți publici, se aducea în discuție averea personală, condițiile de trai, astea fiind folosite. Acolo e altceva. Ai o reședință construită de statul român pentru o funcție publică. Nu mai ai pleci, te duci la tine acasă. În latina, în Corabia, care e problema? Îți miroase dacă mergi cu metrou? Păi primul ministru danez merge cu metroul la servicii. Apoi domnii, pe de la taxi o melodie la un moment Așa? dat. Da, 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 da Le da, se rupți da. mici pe piele când văd da, da, la da. un loc. Bun, asta ar fi situația celor care ocupă locuințe de stat, dar s au mai pus de multe ori în discuții și averile personale și proprietățile. Personale. Asta se pune în discuție doar uh, cu referire la perioada când ai deținut, ai deținut poziția respectivă, funcția respectivă. Uh, da? Din punct de vedere nu se face referire la ce ai fost tu înainte și ce ai acumulat până la ai, ai obținut această funcție de președinte de stat, de ministru secretar de stat, etc. Da? Că de aceea fiecare funcționar public și eu ca manager completez o declarație de avere, de interese, da? firesc. Când nu o să mai fiu manager, nu mai completez chestia asta, că nu mai e caz, nu mai am această funcție, nu mai beneficiez de poziția pe care o dețin acum. De un mic decident într-o zonă culturală, dacă vrei, știi? Este firesc. Dar sunt întâmplă, cred că și în epoca romană, de la asta. Cumva mentalul, la co <laughs> mentalul colectiv eu, din câte am înțeles, este o moștenire a regimului comunist. Mentalul a... colectiv este mai vechi, coboară neolitic, credem. Deci... Nu, mă referam la faptul că, în cetățen, imaginea asta a funcționarului public sărac și cinstit. Că dacă ești funcționar public, ai vreo demnitate publică și deții și o oarecare avere, ceva mus ai trebui să pută undeva. Deci, reluând ideea. Mă rog, din cât te știu eu, nu cunosc foarte bine legea funcționarului public, nu prea are libertate de mișcare decât funcția pe care o are. E mai complicat. Știi? Poate cred că să predea să aici, în cel mai bun. Să predea, să publice o carte, dar aici nu faci averi. Și atunci, de la militar până la decident politic într-o funcție publică, este firesc să există această cartografiere cât timp te afli în această poziție de decidență. De acord, dar asta cu posibilitatea să fi venit <coughs> deja cu o situație materială bună. Asta era ideea interbelică. Da. O spunea Nicolae Filipescu, care nu-i lipsa bani. Bă, zice, Un fost primar al București. Da, noi nu ne punem primar în sefelea unde. Într-un sat oarecare, unul care nu e în stare să bată unul luc e boier vrea să fie, știi, să înțelegi. Ori ești gospodar, ori ce căuta în poziția asta. Știi? Uh, nu veneau în pozițiile astea de deputat, de senator, de primar să facă bani. Îi aveau deja. <gântu -i> adică Donescu era avocat. Majoritatea a fost juriști, de fapt. Păi un proces câștigat de trei ori salariul de... Înțelegi? Nu Erași vorbind de foști primari Foști primari, de la numai nu București, înțelegi, sau deputați, uh, aveau proprietăți, uh, uh, cum să spun, dacă erau agricole, erau deja aproape industrializate, știi? Adică nu, uh, nu pentru asta veneau. Probabil cazul cel mai uh, ușor de ilustrat Nu este... înseamnă, iartă-mă că te întrerup, că nu au existat afaceri veroase, afacerea SCODA, de pildă, sau în timpul lui Carol al Doilea, dar erau gestionate de către maestatea sau bună parte din ele. Că în zestrar armatei, în fine, camarila lui, nu înseamnă că n-a existat. Dar în zona media a steroizilor, printre, să zicem, senatori, deputați, primari de orășele comune, nu, nu prea era situația asta întâlnită. Iar în timpul lui Carol I, cu atât mai puțin. Chiar aici vreau să fac o referire, că probabil cazul, un caz simbolic este al lui Gheorghe Grigore Cantacuzino nababu da. care refuză inclusiv salariul în momentul în care este ales primar al Bucureștiului și preferă să da, doneze da. banii municipalității. Da, da. În ce măsură tiparul ăsta de personalități, astăzi amintite ca niște figuri ale progresului în ansamblul lor, au fost ancorate în realitate? Urmăreau o viziune utopică vis-a-vis -vis de București, de țară, sau erau într-adevăr persoane pragmatice au avut de șansa ca viziunea lor să n-aibă destul timp să fie implementată. La ce te referi exact? La viziunea celor din perioada Belle epoc și Așa? perioada interbelică, cei care au încercat și au pus în practică, în concret, o manieră de sistematizare în Bucureștiului sau ce? Au pus-o. De... Comuniștii au pălat un oraș nou. Bucureștiul era, cum să spun, în proporție de aproape jumătate din el, zona centrală și apropiată cele centrale, un oraș absolut nou. Luna Bucureșilor, care a prins 5 ani de viață, a însemnat sistematizare foarte multă. Tot ce înseamnă Bulevardul Maghiului, e făcut într-un an jumate, dacă vrei. Să regi, zona dintre piața romană și, și universitate. universitate. Da, nu numai acolo s-au făcut uh, parcelările astea din nord, care ne plac foarte mult, dar și Cotroceniu, care se dezvoltă de la începutul secolului 20. Drept urmare, a avut timp să facă ceva 50 de ani, măcar. Știi, Și chiar un pic mai mult de pe la 1870, chiar. <coughs> uh, ar fi fost bine să mai continue încă 50 de ani, pentru că dacă ar fi continuat, subiectele noastre de astăzi în discuție ar fi fost altele. Ar fi fost, probabil, un discurs mult mai laudativ. Nu, 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 ce. Crezi că nu sunt critici în Anglia cu regele lor sau cu primarilor. Apropo de identitate, mi se pare foarte interesant. Da, apropo de identitate. Deci nu contează de unde vii. Contează unde ți este bine. Primarul Londrei, fiind britanic de origine. Având miniștrii care n-au origine britanică. Este un domn de origine indiană, în prezent. Da, da. Drept urmare, um, ar fi bine ca în România să se întâmple acest fenomen la un moment dat. Să ne Pentru că sunt cu adevărat patrioți, mai patrioți decât iepurașii ăștia pe care vedem noi, măcinându-ne viața de vreo 30 de ani. Să ne Mergând înapoi, exact pe ceea ce dorim să facem în cadrul discuției astea, pe sursele explorării urbane, Da. care au fost fermenții? Ce a, da, ce -a dat modernizarea a, a reală a Bucureștiului, acum 100 și mai bine de ani? Profesia s-a trecut de la întrebarea al cui ca să nu dau cu bici în tine, <laughs> da, al cui și la sală, bă, tu al cui știi? La ce știi să faci? Sau ce vrei să devii când ești mai mic? Și în funcție de răspunsul pe care îl dai, te încadrezi într-un tipar social pe care îl poți modifica, ai libertatea de a modifica dacă ești harnic, faci mai multă școală, înveți o profesie nouă, convingi că ești serios, că ești foarte bun, faci performanță. Așa, dar a apărut un moment în societatea românească da, în care în chiar s-au recunoscut meritele. Da, 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 E cumva consecința unei saturări când s-a ajuns cumva la fundul sacului și băi mai jos n-avem unde să ne ducem. Ar fi cazul să începem să promovăm. Nu știu dacă au avut sentimentul de saturare. Nici nu l avem astăzi, că poate este. Da. când colonizezi fundul unei prăpăstii, nu știi că ești acolo, să spune unul care știi, bă, aici se vede lumina, tu știi cum e, <laughs> înțelegi, nu. Uh, e complicat din interior să-ți dai seama la timp de modificările din afara bulei în care treci. Deci nu e o percepție. Nu știu, vine din exterior și spun asta pentru că Valahia și Moldova, chiar și înainte de unire, dar și în România mică ulterior, după, pe, în perioada poscuza, Uh, a fost o emigrație constantă de populație urbanizată, profesionalizată în proporție foarte mare, venită din Franța, din Europa Centrală, din Italia, din Elveția, știi, din Marea Britanie, să-și găsească aici de lucru. Și mulți au rămas aici, antreprenori, de la uh, fete în casă, punct, știi? Uh, drept urmare, oamenii aceștia timp de două generații cel puțin, au dus cu ei modul de viață, limba, lectura, muzica pe care o ascultau, Vorbim un felul de un a se îmbrăca. Nu, nu, nimeni nu i-a importat. Importul este să fie decizia ta, am nevoie de asta, aduc, știi? Că nu, e un proces firesc, nu e Avem, Deci înseamnă că aceste zone care erau vilaiete turcești încă, atunci când fermenul începe, începem. <coughs> avea un potențial pentru că era totul de făcut aici, că nu era o mare lucru, înțelegi, construit. Nici instituții nu existau. Da? Bine, asta cum ar fi Ministerul Sănătății al Învățământului, nu erau înainte de cuză. Și nici el n-a putut face foarte multe în cei șapte ani. Însă, de exemplu, avem să pușeau strungarii o mulțime în București, zeci de mii. Bine, aici sunt și români, ardeleni, bănățeni, și unguri, și germani, și austrieci, și evrei. Din de vedere naționalității, sunt, de fapt, români, români și austro-ungari. Deci, politică e alta. Nu politică, de stat. Înțelegi. Iar această populație euro, europeană urbanizată, mare parte profesionalizată, schimbă resorturile cotidiene. În București mai ales. Și apare orașul Cosmopolit despre care vorbim. Din interior însă, s-a <coughs> petrecut un alt fenomen. Pe lângă acela de la întrebarea al cui ești, la ce știi să faci, care se dezvoltă chiar dinaintea lui Cuza, uh, boierimea noastră, care era foarte tânără, generația aceea pașoptistă, generația lui Rosete, lui Bălcescu, care era boierimea băier, mică, era practic reprezentată Nicolae Bărcescu, Rosetti, Nu sportători de mari nume, da, majoritatea. Da, da. Uh, și au dat seama, bă, dacă nu schimbăm resorturile activelor noastre și mai muncim cu țăran, și forțăm neoferindu-le nimic, ne vom prăbuși economic. Trebuie să îmbrățișăm meserii liberale. Și, evident că asta șocat, Nicolae Crețulescu, din familia bărească muntenească veche, la 1850 52 Dacă vorbiți de școala chirurgiei mică, 1842. Da. El se întoarce la el în țară după ce a făcut medicina. Ceea ce e greu de înțeles astăzi, dar în ochii societății de atunci era un scandal. Da. Păi mi s-a întâmplat chiar lui fără să vrea. Uh, au obrit în drum spre București diligența, venea de la granița cu Transilvania, făcea um, o stație de poștă și doi țărani um, care erau în spatele diligenței, că acolo era mai ieftin, vorbeau întrebă ce a ajuns băierimea noastră, uite, un roset îi măsoară drumurile și un cu s-a făcut medic. <laughs> stă fiind lângă ei, știi? Uh, și el s-a dat seama de ce eșoară lăuța la 148, de fapt ei aveau un limbaj, un meta limbaj de fapt, la libertate și ei vreau pământ. Ei aveau nevoie de supraviețuire. Nu faci nimic cu libertatea dacă supraviețuirea îți oferă um, o rafinare a cruzimii. Vindeci acolo și după aia va înțelege cuvântul libertate prin școlarizare. Știi? Și Alexandru Iancuza n-a avut un cotron în timpul la scurt. A condus... Mica Românie, dacă vrei, pe concepția revoluționară de școală franceză, prin decrete de sus în jos, ca așa au fost reformele. Da, a fost multă confuzie, implementarea n-a funcționat, diseminare n-a existat. Adică, mulți societate erau străini de ceea ce se întâmpla. Da, nu aveai cuvântul și o să vocabular. Uh, Carol I, bun, s-a speriat când a venit ce drept Lui s-a spus una și dacă a văzut în București, a avut alt. Bun, în fine. Uh, Celebra și a zis, e ultima oară când mi-o iau în viață, dar uh, se va face, cum spun eu, altfel plec. El fiind de școală germană, el a crezut în evoluționism. Adică trebuie să ai răbdare. De jos în sus. Exact. Băieți, școală, la cheamă pe Spiru Haret, zic ce, cât timp îmi dai? Păi zice, dacă o facem acum, a 30 de ani. Că se ridică, ajung și ei la maturitate și vor ocupa funcții publice, funcționari, învățători, știi? Dar 30 de ani ca să, să se coacă ceva. Bine, sunt în 30 de ani. Asta se întâmpla, imediat după ce a venit el la 1870, știi? Spirul Haret și România de la 1900 avea deja două generații față de venirea lui Carol I în față. Cu o pregătire de la cea minimală, un patru care era obligatoriu, că nu toți mergeau mai departe, aveam deja o clasă de medici, de ingineri, de antreprenori, știi, care erau din toate domeniile. Era altceva față de România în care intrase Carol în 1866. Se deci evoluționismul, o și așa se naște și conștiința națională și rezistă. Așa a fost posibilă România mare prin generațiile astea ridicate datorită concepției evoluționiste. Ai răbdare și dezvolți. Nu pui piedici ca reformele în care nu înțelegem nimic noi în ultimii 30 de ani care sunt făcute să te împiedici de ele și să nu există o evoluție, o să spun, socială, până în cele mai îndepărtate zone ale țării, absolut defavorizate. Domnul profesor, mie, asta mi-a rezultat din cărțile, dar și din publicistica dumneavoastră pe care am citit-o. Acum vă rog să mă să confirmați sau să mă contraziceți că aveți o, o viziune conservatoare asupra lucrurilor, că dumneavoastră personal sunteți adeptul unei ideologii mai degrabă conservatoare. Conservatoare în sensul acesta al unei evoluții organice, exact cum o vedeau sau apropiată de cea a conservatorilor Acum, din nu știu dacă este din înapărat, legat. Poate să pare conservatoare din perspectiva dinamicii în care trece generația ta. Dar asta să fie optică greșită, înțelegi? Nu mă uh, refer în cronologic. Nu, nici eu nu mă refer la asta. Că dinamica evoluționistă e o constantă istorică. Uh, diferă înțelegerea ei de la o la alta. Dar legat de umanitate este aceeași. Deci, practic, noi suntem aceeași ca ăia de acum 506.000 de, de ani. Nu în privința mentalității. Nu. În privința fenotipului și a genotipului. Înțelegi, a ceea ce suntem. Da? Culturalul ne-a modificat. De la limba pe care o vorbim, hainele pe care le purtăm, ceea ce mâncăm, izolarea geografică în care la un moment dat ne-am aflat, căci între Europa și Asia erau distanțe mari, nu prea, înțelegi, rar popoarele stepei treceau ciclic, e adevărat, la o mie de ani odată. Din da? păcate, e... pe la noi. Păi, așa sunt porțile. Se deschid primele. Iar um, lucrurile acestea legate de o optică care apare, nu se schimbă, se vorbește despre noi înșine. Dar, în același timp, ne modificăm. Odată la 10 ani suntem alții. Schimbăm foarte multe din uh, fenotipul nostru. Genotipul se schimbă mai greu, e adevărat. De la operații estetice până la ceea ce biologia uh, uh, consideră că trebuie să dispară. Și atunci schimbi pielea, cel puțin o dată la 10 ani, știi, în fine îți crește părul. O să ajungi și până la uh, concluzia a fostului prins consor Filip al Marii adică, Britanii la 90 uh, de ani, când așa? a fost întrebat cum vă simțiți. Bits are falling off. Da, da, da. Încep da. să cadă bucăți. Da, încep să cadă bucăți. Uh, însă, uh, amprenta culturală este cea care practic modifică substanțial cu trecerea generațiilor uh, ceea ce suntem. Vedeți că există o insesizabilă graniță culturală care traversează în mijlocul României, pentru că aceste două bucăți cultural au trei diferit începând cu regimul Fanelor mai ales, adică o veacul 18, într-un fel Transilvania și zonele asociate ei, Maramureș, Crișana și Banat, și într-un alt fel Moldova, Valahia și zonele asociate lor, Dobrogea, da, Basarabia. E o hartă pe care o prezintă Samuel Huntington în ciocnirea n -are civilizațiilor. legătură cu, cu el, Nu are legătură cu el. Asta este, cum să vă spun, o fracturare cu mult mai veche, și romanii au pus granițe când au luat Dacia. Au luat doar Oltenia și au pus granițe pe Carpații Meridionali. Da? Este o zonă geografică care predispune. Ce te interesează să controlezi? Nu pe noi, cum mă refer la poporul român, ci la ceea ca, care a trebuit practic să negociem existența noastră aici. Și cele trei țări române, Moldova, Valahia și Transilvania, se conturează astfel și nu unite, pentru că au trebuit să se contureze în primul rând pentru a se apăra de factori de presiune din exterior, de la vest, de la est, de la sud. Înțelegi? Deci criteriul nu de geografic. Nu, nu. Ci ca factori de presiune. Puține popoare s-au născut astfel. Adică, puțin mai, mai rectific, puține popoare s-au structurat politic astfel, datorită unor factori de presiune din exterior. Adică vrea că și conștiința națională franceză în evul mediu se naște în urma unui factor de presiune exterior, pornind Asta de la înfrugerea English? arabilor nu? la Poitiers și la presiunea făcută de Sfântul Imperiu Roman German la Est ales după ce o bună parte din el trece la reformă. Bun. Dar erau împreună. Nu erau bucăți separate care treau distinct. Înțelegi? Drept urmare, revenind cred că aparentul conservatorism este determinat de faptul că sunt lucruri care au rămas neschimbate pentru mine, iar pentru voi sunt în dinamică. Nu înseamnă că nu le văd la timp, dar nu le mai pot vedea împlinindu-se în timpul vieții mele. Și atunci rămân la orizontul meu de așteptare, care este mai restrâns și cu care mă simt familiar și mai obiectiv vorbind. Evident că la 20 de ani aveam un alt obiectiv, de aștept, alt orizont de așteptare, care a fost diminuat din păcate, în anii 90, dacă vrei, <coughs> scriind despre oamenii aceștia care tot decid la fel și văzând că vorbesc la fel. Despre aceleași lucruri, dar în cuvinte diferite. Înțelegi? Și atunci sentimentul meu de regres este constant. Sentimentul de progres, din păcate, vine din exterior. Adică, bine, nevoie de o stabilitate aici. Ia băgați-vă mințile în cap, faceți o coaliție. Trebuie liniște. Că altfel. Ajungă ăștia până la Adriatică, nu? Cum am mai făcut-o, de fapt, când era Tito. De acord. Uh, am întâlnit, revenind pentru spațiul urban, la dumneavoastră o afirmație, nu mai știu dacă este dată ca citat sau va aparține uh, propriu-zis, că pentru modernizare nu trebuie să fie nevoie să și suporte această modernizare ca să poată să ajungă la condiții civilizate. La ce vă referați exact? Vis, vis de a suporta modernizarea Bucureștiului. <coughs> Pe trebuia a luat tot paragraful sau la ce sus să v-ați referit exact. Acum, cred că e din București e mahalalelor. halalelor. Uh, e citat din cineva. Uh, progresul înseamnă taxe. Variate și tot mai înalte. Este o caricatură de la 1875 când un cetățean bucureștean i-a dus în pielea lui Moș Adam, cum spune textul, în fața primăriei și îl ceartă pe primar. Și primarul zice, se apără. De ce te dă mine? Ceartă-te cu progresul. Dacă vrei să progresăm, taxe și impozite. Știi? Um, o fi și alte modalități. Sunt multe sisteme care au evoluat folosind um, și alte oportunități în afară de taxe și impozite. Știi? Dar pentru asta trebuie să ai încrederea celorlalți că nu ești alunecos, că nu-ți bați joc. Este o reputație că de care se bucurau cei din perioada antebelică și interbelică? Clevetitor a fost întotdeauna. Asta reiese din presa vremii. Da, dar nu avea o problemă într un mandat foarte scurt, de altfel, că era un pic diferită legislația atunci, când uh, se întâmpla să fie practic și un mandat de șase luni, știi, la primărie, al unui primaș, al unui consiliu, că dau împreună, chiar <coughs> timp de mari decizii. Da, șase da. luni. Dar uh, a fost perioade când uh, eroic chiar vorbind, s-au făcut foarte multe lucruri vorbind de convingerea unui om care ajunge în funcția aceea de a duce la capăt un anumit, o anumită decizie? Așa era școala care îi forma. Liberul arbitru poate să te determine să iei un alt tip de gândire. Că au fost și persoane care, mă rog, au fost mai modeste în acțiuni și în atitudine, dar ce au și stat foarte puțin în astfel de poziții. Mă refer la primariate. Dar uh, nu funcționa nici pentru tine, ca persoană onorabilă, care te întorceai în profesia ta după aia, să ieșuiezi aici. Că ori intri și uh, dai tot ceea ce poți, ori mai bine îți vezi de profesia ta. Mai departe. Era o pată pe cartea de vizită, în general vorbind, un eșec. Da. Deci nu era voie să există așa ceva. Pe când astăzi văd că trăim într-o. din câte percep eu, e o exonerare generală de răspunderi? Pentru că nu este nici constrângerea, nu știu, a um, unor situații în care se repercursiuni. Pentru că ei, neavând o profesie, neavând nimic decât uh, acest lanț trofic care îi susține, -ți ca un mucegai, știi, de ce să se sperie de cine? Există, mi-aduc aminte, un proces al lui Alexandru Giuvara, un mare avocat din perioada da. Un avocat își incendiază casa profitând de o lacună în textul asigur de asigurare și reușește să scape basma curată în proces fiind apărat tot de un mare reprezentat al baroului și la final Giuvara totuși ține o de final spunându-se, spunând domnul este curățit acum, dar nu este curățit ca de apa botezului să fie fără pată. Este curățit așa cum spală marea hoiturile pe care le aduce la mal. Și concluzia autorului respectiv este că deși nu a fost condamnat de instanță, totuși din punct de vedere social, omul acela n-a mai reușit niciodată să aibă uh, o putere de, de convingere față de semenii săi. Deci vorbim de o societate mai receptivă. Da, da, da. Da. Deși mai restrânse la votul cenzitar în perioada aia. Mai cel, cel determinat de da. averea personală. Da, da, de venit. Venitul Cei anual. care se lăudau că sunt Ah, Da. Era o condiție, din câte știu, aceea să ai o proprietate ca să poți să fii da, da. alegător. Și un, și un venit uh, anual. Dar, pe de altă parte, ca să poți să realizezi anumite mutații în spațiul urban societatea era și mai receptivă față de oamenii pe care ei percepea ca dorind binele public? Bine, care societate? Evident, aceea implicată activ și profesional, da. Pe când un locuitor din Cala sau sau Crângaș, Crângaș nu Crângaș, nu-l interesa. Nu avea... Uh, nu citea presa, radioul nu exista în perioada... Deci nu... Pentru unii uh, conta doar ceea ce se petrecea în imediata lor proximitate. Evident că da, pentru o bună parte dintre uh, antecesorii noștri, să zic așa, deși e cu un cuvânt care se folosește pentru primate. <laughs> <laughs> da Din punctul ăsta de vedere, astăzi suntem paradoxal mai bine conectați. Probabil că orice locuitor al Bucureștiului, și dacă nu vrea, se lovește la un moment dat de ceea ce se petrece în capitală, dar pe de altă parte suntem mai dezinteresați Decât, un anum decât segmentul care a provocat schimbările atunci? Nu cred că suntem dezinteresați, suntem mai conectați. Informația pătrunde în timp real, ca un fluid, chiar dacă nu vrei să-l primești, te lovește în față. Stresul este de plin pentru că te gândești în mai multe direcții în același timp. Și, mă rog, asta creează nevrose foarte multe probleme. Unul și de adaptare pentru că unor ești pus în situația să-ți ajustezi discursul, poziția, acțiunile în profesie în funcție de tipul de decidență care este deasupra. De la antreprenorul care administrează nu știu câte hectare, nu? până la cel care își proiectează diversificarea afacerii sau la unei noi. Și n-ar trebui să fie așa. Adică, pe de-o parte, este cularul abdata legislativ și ăla e, iar decidența undeva deasupra uleiul și apa, știi? Nu interferează. N-ar trebui să fie așa. Decidența doar ajustează când se petrec anomalii. Se pot întâmpla și în natură, se produc mutații la genetica le corectează, să zic. <coughs> Dar în rest ar trebui să se mențină cumva în afara mersului da, ăsta da. natural al societății. Exact. Însă decidența politică este modificatoare de sistem, de voință, de orizont de așteptare. Și cred că nu și aparține. Aici este cel mai trist. Să spunem că încă n-am atins o maturitate instituțională. Bucureștiul, de exemplu, din câte am citit eu, a avut o tradiție nefericită de a nu avea o primărie stabilă până în perioada secolului XIX. Știu că prima primărie a fost cea de lângă Dâmbovița, distrusă de o Revoltă Populară, dar altfel vreo 300 și mai bine de ani de existență ai orașului, lipsește cel nu, puțin. Noi în... avem primar din 1866, până atunci a fost altceva administrativ vorbind. Dacă vă referiți la sediul de primărie, într-adevăr au fost multe spații închiriate. Uh, unul a fost cumpărat, casa lui Hagi Moscu, vis-a-vis -vis de TNB, adică în fața TNB-ului, cum ar veni astăzi. Clădirea care nu mai există. Da, mai există de mult timp. Uh, apoi a fost ridicată una nouă pe aliniamentul Dâmboviței în dreptul Palatului Brâncoveanu înainte de regularizarea albii Dâmboviței <coughs> și este demolată ulterior la sfârșitul secolului XIX adevărat și apoi a stat în spații închiriate până când ajunge în actualul local cred că undeva după al doilea război mondial. Este clădirea actuală a primăriei, este da. inițial pentru Ministerul Lucrărilor Publice, Publice da, da. și apoi devine sediul municipalității. <coughs> Caracterul ăsta de provizorat, atât în ceea ce privește locația propriu-zisă, dar probabil și în ceea ce privește uh, maniera de organizare a instituției conducătoare a orașului. Se răsfrânge în oarecare imaturitate administrativă până astăzi? Nu cred, pentru că chiar dacă au avut spații închiriate, pentru sediul primăriei, administrativ a funcționat foarte bine. Dovadă sunt lucrurile care s-au făcut în acest oraș până la 1948. Așadar, dintr-o dintr un sediu de închiriat, s-au luat... Nu contează. Decizii contează. constructive. Da, nu contează. Poate fi altul și să nu faci nimic. Care e problema? Înțelegi? Um, nu. Nu, nu are de-a face... Nu, nu cred că are de-a face. Deci nu, sunt... nu putem să invocăm scuza unei imaturități administrative. Nu, sunt oameni, de toată este prava care, prin natura lucrurilor, au un spațiu închiriat unde lucrează. Da. Sună plauzibil. Asta este. Profesor. Știți de ce? Pentru că atunci primăria și primarul era subordonat prefectului Poliției Capitalei. Și um, Prefectura a avut întotdeauna un sediu, dar primăria nu. Mă rog, nu știu dacă asta a fost uh, determinant în păstrarea acestei improvizații, uh, pentru că pe undeva și o parte din bani veneau astfel, dar uh, pe de altă parte a fost, din ceea ce știu eu, o foarte temenică colaborare între prefectură și primărie în trecut. Adică, de exemplu, Nicolae Minovici, el n-a fost primar. Dar când a făcut societatea salvarea, a vrut să construiască o ambulanță. Bine, nu un automobil, știi? Și a modificat o trăsură astfel încât să transporte rănitul culcat, să vină medicul în spate cu bicicleta, cu trusa. De prim ajutor și primii patru cai i-a dat prefectul capitalei, Dimitrie Moruții, la vremea aia. Din Cneazul. herghelia lui, da. da. O personalitate cu destule, să spunem, hibe la dosar în plan personal, dar altfel cu, iată, cu o inițiativă... Pe planul publică, personal, înseamnă până la urmă și vindecarea unor fantezii sau neajunsuri care nu trebuie să se reflecte în decidența publică. Adică sunt lucruri care se separă. Decidența publică îți respectă zona cealaltă cu condiția ca tu să păstrezi această graniță <coughs> de netrecut. Cam asta ar trebui să fie și pentru contestatari, dar și pentru decidenți criteriu. Da. Nu trebuie să se manifeste în decidența ta publică. Domnule <coughs> no, profesor, chiar aici Vreau să ajung cumva de final de primă discuție, pentru că am discutat cadrul general. Uh, putem defini niște etape de dezvoltare administrativă a Bucureștiului, în măsura în care ne permit, bineînțeles, izvoarele dumneavoastră, din câte am uh, citit din uh, opera de specialitate, uh, afirmați că surse documentare pentru București, dincolo de Brâncoveanu, nu prea... <coughs> prea. Adică, anterior de Brâncoveanu. Da. Ne e foarte greu să spunem care ar fi fost o organizare bucureșteană cu mai mult de 300 de ani în urmă. În fine, cert este că trei factori au fost importanți în dezvoltarea acestui oraș și în administrarea lui, dacă vrei, undeva discret. A fost autoritatea domnească care și-a menajat pentru început aici o, o famă cu o garnizoană pentru că în evul mediu, granițele fiind flexibile, volatile, vama era mai în interior. Nu era singura vama, vala, hai, îți dai seama. Deci asta explică de ce într-un oraș și, nu pe frontieră <coughs> ai un punct vamal. Da. Și la început acest punct vamal a fost în zona curții vechi, cu reședința domnească temporară, pentru că domnitorul venea aici, cel puțin o dată pe an, să judece pricinile de țară din această parte a țării și să ia partea de impozit pentru domnie. Și, evident, acest lucru a însemnat un element de securizare pentru populația care se afla aici sau aceea tranzitorie care pe drumurile comerciale ce legau Balcanii de Europa Centrală și de Nord și o parte din ele treceau și prin preajma orașului București de astăzi. A însemnat pentru acești oameni posibilitatea de a rămâne o perioadă, iar unii chiar să-și dezvolte afacerea aici, negustori în special de tot felul, și apare um, târgul dinăuntru, din preajma curții domnești, ulița cea mare de Mitrul Lipscani. Deci, elementul economic era foarte important. Autoritatea domnească, știi, și apoi cea ecleziastică, pentru că metropolia, în cele vine aici. Dar nu este o alegere <coughs> politică. Politica a urmează. Nu, politicul urmează. Alegerea politică a fost venită din exterior ca factor de presiune și a venit în zona Imperiului Otoman, în veacul 17 care a vrut să aibă un control facil asupra domnitorului, pentru că până în Târgoviște drumul era lung. Să menționăm faptul că asta vechea capitală a țării românești da, este la da. Târgoviște mai spre munte. Mai spre munte. Și atunci, la mijlocul veacului 17, reședința permanentă este stabilită la București. Și din acel moment avem și factorul politic al decidenței politice pentru acest oraș. Mă rog, raportat la țara românească. Dar nu gândit pentru folosul național, ci pentru folosul unei puteri străine. Folosul național a fost adăugat ulterior, <coughs> pentru că trebuia să găsești soluții de adaptare. Evident că din acel moment începe problema administrării unei capitale care devine Bucureștiul, și cel mai greu l-a fost să stăvilească extinderea haotică în toate direcțiile, dar lungul drumurilor comerciale. Din documente, reiese un moment când Bucureștiul este consacrat drept capitală? Putem să vorbim de un T0? Capitala pendulează în a prima, da, pari da, 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 prima perioadă. Da, 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 da. Este uh, în mijlocul veacului al 17 lea 1650, da, aproximativ. Da, un pic după. Grigore I. Gica parcă este cel care da, fixează aici definitiv capitala. Da, sub otomană. Deci ăla este momentul de când Bucureștiul da. devine oficial permanent capitala permanent. țării românești la vremea aceea. Era reședință domnească cu prima atestare în timpul Vlad Cepeș în 1459, fiind însă anterior evident că au fost și uh, alți domnitori înaintea lui care veneau aici, cum ar fi Alexandru Aldea sau nici acel bătrân, înțelegi? Dar uh, documentul păstrat și mai vechi este de la Vlad Vlațepeș. În regulă. Avem atestarea documentară se consacră funcția de capital a orașului, a fost o consacrare <laughs> că în mentalul poporului, nici măcar, cred că a fost uh, pur și simplu a venit fodă și a hotărât să rămână aici. S-a așteptat cu următorul vodă să plece, știi, uh, pentru populație, vreau să spun, ca impact. Nu, asta a fost o decizie politică, Sultan, emisarii sultanului să-l găsească pe domnitor și pe decidenții din jurul lui, sau când îi schimbau, aveau uh, uh, hanul uh, lor beilicului. dedicat pe podul Beilicului, adică era simplu. <coughs> Vama sau la la cum se, se numea în timpuri mai apropiate, continua să existe în oraș, nu în același punct, ci un pic mai îndepărtat, mai spre nord. În drept urmare, lucrurile rămân așa și în vremea lui Brâncoveanu, iar în timpul lui Carol I, în primii ani de domnie, cum vă spuneam, aveam un primar, Dimitre Brătianu, care îl primește. În stă câteva luni uh, și uh, din acel moment începe să fie structurată administrarea modernă. Evident, uh, era dinainte un oraș împărțit în uh, administrativ, în vopseluri sau culori administrative, Ceea da, ce frumos, astăzi dacă numim se noi sectoare. Da. Uh, și, în general, sectoarele corespund culorilor din vechime, care pere Știi? Uh, și uh, de Roșu, negru, Roșu a dispărut Roșu a dispărut după primul război mondial, la 1924, prin o lege administrativă. Păcat că a dispărut. Era sitiul bancar, de fapt. centrul metropolitan de care vorbiți dumneavoastră. Da, da. Uh, însă... Această compartimentare administrativă a fost păstrată până la 1948, pe culori, după care apar raioane. Este prima împărțire administrativă uh, structurată, să spunem, a Bucureștiului? Da, de la regulamentul organic, după 1832. Adică împărțirea pe Mahalale, sper că am înțeles pe Mahalale este anterioară. Dar e o treabă organică, nu se gândește cineva. E o treabă cineva. organică, absolut economică pe undeva, pentru că parocul era cel care ținea catastiful locuitorilor, și plăteau uh, impozitul uh, care trebuia plătit statului prin intermediul parohiei. Uh, și uh, nu putea lua un cartier nou nașter dacă nu avea o biserică ridicată, de -a par foarte mult. Avea acest rol, în primul rând, economic. Erau, astfel uh, putem vorbi uh, nu neapărat în sensul uh, uh, administrativ, compartimentat pe mahalale și plăși erau Plășile erau unități administrative mai mari, un pic, nu aveam încă sectoarele colorate, știi, în evul mediu, și în interiorul acestor plăși, care uh, aveau denumiri mai degrabă istorice sau toponimice uh, specifice zonei la care ne referim, de pildă, știi, și în interiorul lor erau mai multe parohii și așa, așadar, mahalale, în de district, nu în sensul de zonă periferică cu o populație îndoienică care locuiește acolo. În, în de astăzi, dar Mahalaua tinde să desemneze ceva periferic. La nu, a... explicați în toate trei cărțile am găsit da, luat da ideea. Nu. Este, mă rog, un cuvânt uh, care a venit pe filieră turcă, dar de, de origine arabă și se referă la unitatea administrativă dintr-un oraș. Cartier. Exact. Uh, plășile dispar. Cu regulamentele organice apar vopselurile, să spunem așa, care unește mai multe plăși în interiorul lor. Și uh, aceste culori sunt păstrate în continuare până la 1948, dispărând însă sectorul de roșu. Este înglobat în celelalte sectoare? <coughs> da se parcelează și da, intră. Da, da. Ce Asta mai explică de ce se reunesc astăzi toate sectoarele în zona, de centrală. în zona centrului. După 1948 nu mai se numesc uh, sectoare, ci raioane. <coughs> Apar mai multe, 8 cu nume de revoluționar. Bine, și la Dimerescu apare și Bălcescu, dar și Lenin. Și, Apar bă, cei care erau corecții ideologic. Da, de da, regulă da, nu 23 august, da. Uh, mai ales că prin noua lege administrativă din 1950, atunci are loc ultima uh, înglobare în oraș, sau cea mai recentă, dacă vreți, uh, a, unor comune suburbane care devin cartiere. Dămăroaia, de, de pildă, apărătorii patrii, vă spun, sunt de cartiere, așa au fost sate. Zona de nord și Militari, zona de sud Da, în, în radiar ceea ce ar trebui să se întâmple din nou. Trebuia să se întâmple mai de mult de acum 30 de ani. Da, asta este. Suntem un momentul un moment unei <coughs> noi extinderi. La bucurești. Uh, e o expandare care oricum se petrece. e, e vizibilă. Da, asta... Deci e deja înghițit demografic de bucureșteni, de locuitori urbani care uh, lucrează în București. Deci fac uh, practic acest drum în fiecare zi. Chiar unii din info își duc copii la școală în București. E, în fine. Asta e o anomalie din punctul de vedere, că școala e aceeași oriunde te-ai duce. Adică e aceeași există curiculă. Ce există? Percepția nu. că ai de a face cu un învățământ mai calitativ pe măsură ce te apropii de centru. Nu există așa ceva. Mai multe droguri, hip-hop, nu că ar fi muzică nepotrivită, dar nu la clasele 1-4. Adică să intri un pic în cultura asta subterană și să înțelegi și beneficiul. Să zicem că uh, 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 calitatea uh, vine cu anumite. Uh, de fapt, nu, uh, centralitatea uh, vine cu a, și cu un preț, nu doar cu beneficii. Cu multe costuri. Da, în fine, fiecare își face socotirile cum știe mai bine. Dar revenind la administrație, uh, după ce nu mai avem epoca lui DEJ, vine Nicolae Ceaușescu, dispar raioanele și apar sectoale pe care le știm și care au rămas Atunci până uh, ajungem da, la numărul de șase? Da, e o dos de sovietizare completă, știi? Și uh, intrăm în faza naționalistă a comunismului. De atunci moștenim structura actuală exact. administrativă a da, Bucureștiului. Da, da, Exact. Care este încă viabilă? Uh, eu cred că cel mai viabil era proiectul interbelic. Proiectul interbelic este 24. Bun, primarul nu era ales prin vot universal. Doar consilierii erau ales, aleși prin vot universal. Și în prima ședință de consiliu, alegeau primarul general dintre ei și apoi alegeau primarii de sector dintre ei. Înțelegi? Deci, momentul în care pleca toată garnitura, se liberau toate posturile. Bun, nu era bătălia politică care este astăzi, pe care primărie de sector, fiecare cum îl taie capul, că de orașul nu e administrat, din punctul meu de vedere, din acest motiv. Eu Au mai multă libertate primarii de sector decât primarul general la capitale, ca funcție decidentă, vreau să zic. Da? Nu ne legăm de persoane, nu ne interesează. Nu este logic. Primarii de sector trebuie să fie în subordinea primarului capitalei. Și cu toții să fie nu în responsabilitatea prefectului pe anumite paliere, că așa era și atunci. Da? Aveau o comunicare coerentă între ei, nu se certau, nu, adică și rezolvau problemele și le puteau face. Bun. Din punctul meu de vedere, acela a fost un proiect reușit, pentru că singura bătălie politică reală era pe poziile de consilieri, de membri ai Consiliului Comunal. În timp ce bă, partea superioară a ierarhiei era una la uritană. prima ședință de Consiliu, dintre ei, care oricum erau aleși de către popor, votau cine să fie primar general în mandatul respectiv al Consiliului General și primarii de sector, care erau în subordina primarului capitalei. Pentru că și primarul capitale implementa legislația care venea de la autoritate, prin prefect, și disemina cu ajutorul primarului de sector. Era un primar care spunea, nu acum, nu mă interesează, am alte priorități. Nu există așa ceva. O situație practică nu pe care am putut o constatat, pira noastră, din păcate, este treaba cu dezăpezitul străzilor. Magistralele principale fiind sub primăria municipiului, dacă nu mă înșel, iar străduțele secundare da. sub cele de sector. Drept mare de aceea nu este un oraș administrat, din punctul meu de vedere. Trebuie schimbat, schimbat temeiul legal, sau mă rog legea administrației publice. Asta este cadrul administrativ și cum ar putea să fie adus păi la poate Să fi adus, care e problema? Poate nu, am fie. spus că nu se poate. Da. <coughs> Or, oricum, mai. și iartă-mă că ți ideea, pe bună dreptate se pune și mi-a plăcut demersul lui Gelu Duminică. Bun. Din ce este punct vorba de, de, sociologul Gelu Duminică. Exact, Duminica? da, da, exact. Uh, pe o diminuare a populației în multe zone ale acestei țări nivelul de oraș, de municipiu va face un pas în spate și atunci dispar multe poziții decidente de primar, de consilieri și ai practic la bugetul de stat um, o reducere a costurilor și poți să salvezi zona pensiilor. Bun, asta era ideal lui Gelu Duminică, ceea ce e interesant. Oricum, această schimbare trebuie făcută. Când mai are acoperire demografică, și temei legal de existență. Se referă chiar? la rezultatele ultimului exact, recensământ, recensământ, care au constatat, probabil cu câteva excepții, inclusiv Bucureștiul, da. de popularea exact, exact. orașelor din țară. Și a comunelor, care ar trebui să devină sate. Nu? Bun. Ei, în acest pachet de reprezentare națională, dacă vreți, poate fi inclusă și modificarea, ajustarea legii administrației publice prin capitala acestei țări. Adică în Iași în Cluj, Timișoara, nu veți întâlni o asemenea nesincronizare cum este în București. Și acolo sunt viceprimar, bun, nu sunt primar de sector, bun și trebuie lămurită și acceptată problema metropolitană a acestui oraș, care poate fi, dacă vreți, ca să diminueze impactul și politic, dar și de alte multe naturi, în împrejurimi. Vechile oat uri sau actualele oat uri orașe comune, pot fi arondizmente cu primarilor, însă subordonați primarului că, guvernatorului metropolitan, nu city manager. Asta este o glumă din asta așa. Bă, merge la New York, știi? Bun. <coughs> Dar un guvernator, știi, care practic să aibă o privire integrată Asupra unei zone foarte dinamice a acestei țări, totuși, nu o poți lăsa să scape din mână și să trăiască haotic. Și asta ar corespunde și evolutiv cu nivelul la care se găsește poporul bucureștian. Exact, la București, momentul în azi. de față și ca perspectivă pentru următoarea generație. Pentru cel că, puțin. Atât cât înțeleg eu, București are o stație destul de aparte față de alte capitale europene. Fiind un oraș unde de două ori, odată politic, iar acum se întâmplă pe criteriu economic, a existat un masiv aflux de populație. Da. Adică e normal da. până la un capital capitala să țării să atragă uh, populație, dar la noi s-a produs odată o migrație în masă de determinată de politică în comunism. Când dumneavoastră spuneți sintagma care mi-a plăcut mult de sate pe verticală, au apărut comunități rurale în blocuri. Iar acum ne confruntăm cu afluxul cei care aleg să nu emigreze din țară, aleg să părăsească mediul rural și să meargă spre capitală. E o problemă care departajează Bucureștiul. Bun, e clar că e probabil caracteristică tot întregului spațiu ex-sovietic. Îl și alte orașe, chiar și orașe medii. Nu numai București. Bun, pot fi intensități diferite, adevărat. Dar privind către Balcani, Bucureștiul este mai dinamic demografic și economic decât Sofia și chiar decât Atena și alte capitale, vreau să spun. Bine, nu includem aici Istanbul, că e altă poveste, dar față de Balcani e o platformă economică și cred că, în general, decidenții economice au asta în considerare când fac o prospecțiune de piață la sud de Dunării, o privesc de aici. Iar asta trebuie cumva așezată și în, în următorul pas al unei administrații locale mult mai eficiente prin recalibrarea acestei administrații la realitățile în care ea se află și e, e posibil o integrare urbană a acestei populații care continuă să migreze către... Păi ea oricum se integrează, că vine și închiriază mă sau Mă refer și ca manieră de a locui. Adică să te adaptezi la Se adaptează ea singură. Orașul are reguli, are cutumele lui. Deci asta e o poveste de când există orașe de mii de ani. Nu e asta o problemă. Altfel sunt rejectați. Adică pleacă singuri. Știi? Se, mă rog, nu te adaptezi, pleci. Înapoi în satul tău. Nu a... um, el trebuie, orașul, să își să fie așezat pe noi reguli astfel încât să nu fie îngrădită dezvoltarea. Pentru că de la un moment nu este Singapore să aibă o insulă și trei stângi și dincolo de asta la revedere, că așa, atât e statul, înțelegi? Deci are oportunități de dezvoltare și natural îi trebuie respectate. Pentru așa că altfel îl, pierdem, va fi altceva. Marea miză este în planul administrativ, respectiv exact. Al păi decidenții. numai acolo, exact. Socialmente vorbind, lucrurile vor veni de la sine. Exact. Și ce vor face atunci? că vor vedea că o bună parte din impozite se vor duce către județul Limitrof. Nu le mai plătești în București. Lucrezi în București, dar s-ar putea să nu mai lucrezi din București. Cum vă spunea? poți lucra și din Chitila sau Bragadiru pentru orice capital europeană. Și plătești comunității de acolo ce e de plătit. Beneficiile modernității. Uh -huh. Și beneficiul Uh, uh, oferit de către prezența unei familii, a ta, nu? Uh, specializată, educată, care este un plus de valoare pentru strada unde locuiește, din Comuna, orașul Ilfovean, față de anonimizarea unui mare cartier bucureștean. Bine, așa văd lucrurile, poate le văd greșit, dar pentru mine este relevant scopul emisiunii acestea da. este de a prezenta viziunea unui om. Este da. viziunea dumneavoastră de ea, suntem interesați. Totuși, ca final, să nu cumva să fim acuzați că am făcut o discuție prea tehnică, este bineînțeles și vina moderatorului aici dacă pune întrebările ca atare, am păstrat o întrebare mai uh, relaxată pentru final. Uh, dintre sursele de explorare urbană mai există și cea literară. Bucureștiul a fost de-a lungul timpului subiectul mai multor uh, scrieri, mai multor opere printre cele mai cunoscute fiind Ciocoii vechi și noi, Craii de curte veche a lui Mateu Caragiale, cronica de familie a lui Petru Dumitriu, mm -hmm. pe care doar la dumneavoastră am găsit o citată în scrieri. e un roman la... fabulos, un roman foarte frumos. București, aveți o sintagmă acolo care pe mine m-a marcat, l-am citit și pe Dumitriu, vis-a-vis -vis de percepția unei guvernante de origine străină venită Britanica, la București da. în timpul domniei lui Cuza, și care, evident că nu dau vreo conotație rasială, eu citez un text acum, spune că se află într-o țară de white niggers. Da. Adică nu suntem, suntem albi, dar suntem din altă lume, prin educație și comportament. Lasă-se ferea britanica, nevoită să vină în Valahia, că vorbim de o perioadă îndepărtată totuși în timp, pentru că în țara ei șoma și aici a câștiga foarte bine. Să Dar nu era singura care venea aici. Din secuime veneau foarte multe fete. În veacul 19 a fost perioada de maximă dezvoltare a acestui fenomen. Guvernante, fete în casă. Era în serviciu la servitorilor, la primărie. Reglementa legal. Se respectau drepturile, primeai salariu. Adică, știi? Bun, nu intru în detaliu ăsta, dar fenomenul este interesant pentru că în sequime, um, ca retroversiune, fetele care se întorceau cu un capital strâns, după niște ani de lucrat, în asemenea să zbadante, um, aveau zestre, dar ăștia însemna ceva și plus că veneau cu abilități dezvoltate într-o casă băierească, de a o întreține, de a înțelege mersul lucrurilor și erau foarte căutate la măritiș, știi? Ca... Iar din erau mult mai apreciate chiar și decât guvernantele străine pentru că nu furau, erau respectoase, respectau programul, nu aveau unde să se ducă că nu prea cunoșteau limba, că vorbeau mai gheara numai, știi? Și foarte interesant, copiii pe care îi îngrijeau ajungeau să vorbească ungurește. Dar nu supăra pe nimeni asta, știi. Mi-am dat seama de acest fenomen când, în, în 1838, un pictor secui, Barabaș Micloș, foarte tânăr la vremea, aia, ajunge în București, recomandat familiei Obedeanu să vină să facă un portret, și cu dorința, dar rămâne un timp să stângă niște bani, că se făceau bani. Și el descrie, și cu asta închidem episodul, uh, o, o cină unde a fost invitat în București de un spițer, unde stătea el cu chirie, adică un farmacist, care era italian, se numea Raimondi. <coughs> și băiatul ăsta era căsătorit cu o brașoveancă din Săcele, deci de româncă, ardeleancă, dar fetele se numeau Giusepina și Cecilia, prenume italienești și mai era la cineasta a invitat el Barabaș și un episcop ortodox. Episcop. O mediu destul de cosmopolit. Da, pentru 1838. Și discuția a ajunsese în punctul în care era o dispută. Care limbă e mai poetică? Fetele au zis uh, limba engleză, nu italiană. Limba engleză este cea mai poetică limbă în care poți simți o poezie. Uh, Barabașul stinea că italiana e cea mai poetică limbă amintind de poeții renașterii ce să vezi, episcopul ortodox zice, nu domne, maghiara e cea mai poetică limbă și vă dovedeți domne și l-a recitat un poet contemporan Cioconai Vitez, poezia dești. deci cum un episcop ortodox recită dintr-un poet contemporan de la 1838 o poezie poet contemporan maghiar din minte, exact deci știa maghiara fiind crescut de o fată din Secuime, de micuț, știi? Na, că altfel cum să o înveți? Că erau în școală ricimproși. se învăța greaca atunci. Franceza încă așa, nu prea pătrunsese în aristocrație. Dar slavona și ca episcop și greaca în școală. Serecizi din maghiară, Barabaș s-a frecat la unul, a venit să creadă ce bine vorbea. Știi? Că la, de unde știi limba asta așa? De, 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 de știi, că un poet contemporan. Așadar, pentru cei care veneau, vorbim de avantaje economice și sociale, o rampă de urcare. Și nu numai, de nu aveau o problemă cu etniile. erau noi numim toleranță, dar era atât de firesc trăiau și vorbeau și se ajutau între ei și schimbau idei. Nu aveau nicio problemă de... Treaba asta de a -o, identitate. A subliniat, -o, a subliniat -o, prima oară, Bogdan Petricei cu HD, cu istoria da. toleranței la români. Da, da. Avem, aici nu-i mai e cazul să discutăm episodul guvernării legionare și al regimului Antonescu, care e o sincopă <coughs> de la toleranță, dar altfel putem vorbi de faptul că Bucureștiul are, pe de-o parte, o energie de viață aparte și, pe de-altă parte, o capacitate. Aia de a, a fost, o, cum să spun, un impuls politic venit din exterior. Nu a fost ceva creat în București neapărat. Da, bineînțeles, și... dar <coughs> în sensul să nu se înțeleagă că vrem să glorificăm ceva nu. și că asta n-a existat. Nu, 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 e adevărat. E de glorificat pentru că a fost o realitate foarte veche. Uh, și în acest oraș au existat cartiere etnice aproape compacte. Nu numai în cartiere vrez, a fost sau în cartiere armenesc, că sunt mai renumite, dar a fost unul albanez, în zona parcului Zvor. Am, av am avut și există un mecet turcesc și o zonă dedicată lor cândva în București uh, iar pentru mine ce mai interesant a fost faptul că în zona veche și în anvelopele ulterioare care se întind până spre Mântuleasa, dacă vreți și Popanan în dreapta. Vorbim deci, de zona de răsărit da, orașului. deci o anvelopă de 2-3 km uh, în jurul sectorului de Roșu unde, pe fiecare stradă, alături de Bucureșteni sau Români, dacă vreți, și cel puțin un sfert, erau de alte etnii sau alte confesiuni. Nu exista stradă, sau. uneori chiar mai mulți. Da, cetățeni români. Înțelegi? Dar așa apar în anuarele uh, statistice ale acest oraș, că se publica cândva una, până la Comuniști. Avem în fiecare an un anuar statistic. La fiecare stradă. Ca instrument ce profesie... de studiu, cu siguranță, este neprețuit. Da. da. Pe așa ții un oraș, cum să spun, în oglindă și știi ce este, practic, cu el. Trebuie să știi cine îl locuiește. Deci ne aflăm astăzi, cumva, într-o situație paradoxală, că este mai puțin informații. Păi nu știm, adică nu au control pe, cum să spun, cap de familie, membrii familiei, ce profesie, ce confesiune dacă se publica în București în fiecare an un astfel de anuar, ultimul cred că îl avem de prin 1938. Înainte războiului. Da, da. Asta e. Deci vorbim în esență despre niște posibilități reale ale orașului, economice, sociale, are capacitate da. de absorbție are relevanță economică, da. este viabil da. și de niște tare de ordine în mare parte administrativ. Pe scurt, vorbim de un potențial care nu este administrat, deși este administrabil. Suna poveste românească, are fren de poveste românească. știu, probabil că da. Și literatura a arătat-o de fapt în Ciocoi și în, mai ales în crai de Curte Veche? Păi literatura e singura care are curaj. Da. Că. De fapt, de aia și un istoric se retrag în literatură și scriu ceea ce nu pot trece într-un studiu istoric. De ce? Pentru că într-un studiu istoric să pui note, surse, bibliografie. Și unor, deși știi că realitatea a existat, n-ai surse. Uite, de pildă, coz la alimente a existat în regimul comunist, nu? Lapte, carne, ouă. Dar nu există niciun document Foarte al Partidului remarcă. Comunist. Nu există un document al Partidului Comunist care să se refere, uite, doamne, sunt cozi. Da? În acest an, în ianuarie, a fost scos pe strada cu tare, cu tare la... Cum nici nu avem și asta cel mai probabil o să o dezvoltăm într-o altă discuție, nu avem infracționalitate aproape. Sau uh, infracționalitatea este doar cea pe care o vede partidul. <coughs> Bun. Exista și ea se găsește în doctorat ale medicilor nepublicate, care se mai găsesc pe la Institutul Medical Legal, pe la Institutul de Sănătate Publică, prin bibliotecile UMF-ului, în arhivele lor. Dar este un deci, material după care ai nevoie <coughs> să sapi ca să-l poți găsi. Îl găsești, că e public, dar trebuie să îți faci timp să te duci acolo trei luni din viața ta și să studiezi în arhiva unui spital, care e problema. Eu sunt acolo. Știu adică că preocuparea a fost în spate, adică specialiștii care trebuiau să vindece au avut această preocupare și s-au lovit de ea. Dar n-au făcut din ea exces de zel pe televiziuni sau în presă sau, știi? Adică... Bun, excesul de zel e probabil o caracteristică mai recentă și nu știu cât ajută la documentare să supraliciteze anumite aspecte. Da. da. Dar în privința surselor, ele totuși nu sunt cu totul absente, avem însă carențele acestea de ordin ideologic, să spunem. Faptul că în, într-o anumită perioadă, într-un anumit regim, s-au trecut sub tăcere anumite aspecte ale dezvoltării urbane. Da, pentru că omul nou trebuia să fie perfect. Imaculat. Păi suntem astăzi, nu? Da. Chiar dacă asta a fost o ironie, totuși posibilitățile există. Și de da, descoperirea da, la orașului, da, da. și de dezvoltare pe viitor. Da, da. Tocmai cum vă spuneam. Un potențial care așteaptă să fie administrat. Cred și că e. Partea cea mai tristă este faptul că acest potențial este reprezentat de locuitorii acestei orași, Nu de altceva de competențelor profesionale, de ce vor să facă în viață, de școala pe care vor să facă, de drumurile pe care le aleg, ce vor să devină. Este potențialul care nu ai voie să-l scapi printre degete. Este imoral să faci așa ceva. Deci asta este harta nu au nevoie de vouchere, nu au nevoie de bă, cadouri de un fel sau altul, biciclete sau ochelari pe nas și le poate lua și singur dacă are nevoie. Dar are nevoie de un rezon de așteptare clar, am la 40 de ani posibilitatea să stau într-o casă, mă pot căsători, pot avea un copil. Poate fi o școală singură? Da? Am vardist pe stradă care mă apără noaptea, cum era acum 100 de ani. Adică. Ce soluții sunt? Am un tată bătrân, ce fac cu el? Că. Bun. Sunt alții care au o gene mai bună, sunt de aceeași vârstă, vor să fie activi, activează-i, cum în Finlanda. Da? Dă la acolo o jumadă în urmă de la primărie și zici, uite, astăzi îl vizitez pe domnul Popescu Ionescu și pe Ștefania, care nu se pot deplasa. Tot vorbește cu fiecare câte o oră, două, ca să se simtă întregi vii și nu abandonați. Așa se întâmplă prin alte țări. Uși pe bicicletă, te duci, a doua zi te duci la alții, a treia zi la alții și implici intergenerațional și uh, uh, oameni care nu s-au cunoscut niciodată, dar acum se pot ajuta. Și, și tu doar intermediezi, apeși pe butoane. Crezi sentimentul de comunitate. Exact, ea există, dar dacă tu nu activezi și nu ajuți să-și strângă singură mâna, că ea nu poate să facă așa. Trebuie ajutată. Asta este intervenția administrativului ca absolut, să ieșim de la înjurăturile din trafic, de la îmbuzea la... cu asta, da, absolut. Îți scurtez viața. Până când nu se va întâmpla mișcarea asta administrativă, oamenii vor fi nevoiți să se rezume la propria răbdare. Și speranță. Da. da. În da. în care mai există. Da. Deci ne mai vedem o dată. Așa pare că e o discuție care își cere da. o continuare, și în cadrul, în cadrul general vorbind, cred că totuși a fost o, o discuție cu un început și un sfârșit. Să și vă mulțumesc <coughs> pentru imaginea pe care am putut-o crea despre București. Îți mulțumesc pentru oportunitate. Este important și feedback-ul. Um. Aici, ca de obicei, vom reveni cu întrebarea peste o săptămână după difuzarea acestui material vis-a-vis -vis de care sunt părerile dumneavoastră și despre ceea ce a fost expus și despre cum a decurs discuția și subliniez din nou faptul că suntem deschiși la sugestii și la critici, atâta vreme cât ele sunt constructive. Așa să fie. Domnule profesor, vă mulțumesc frumos și sper să avem ocazia să ne revedem cât de curând. Așa va fi. Vă mulțumesc pentru această zi. yo se lo pone